legăturile cu forțele de ordine? S-a terminat descarcerarea. Înțeleg că două, nu, trei persoane au fost aruncate în urma impactului din microbuz afară. Restul ar fi rămas încarcerate. Da, două persoane, printre care o femeie. Deci o femeie și un copil sunt undeva lângă barieră, decedați, și restul persoanelor decedate sunt acolo unde s-a oprit locomotiva. Am pus încă, microbuzul se mai află sub roțile locomotivei, iar cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență încearcă să degajeze linia ferată și să scoată fiarele contorsionate de sub roți. Zona a fost securizată, nimeni nu are voie să intre, doar cei rudele apropiate ale celor decedați. Revenim în câteva clipe la tine. Stăm de vorba acum cu Liana Cimpoeșu, de la coordonator la Smurd Iași. Doamna Cimpoeșu, confirmați 12 morți? Se pare că nu avem această legătură telefonică, dar vom reveni. Din informațiile pe care le avem de la poliția rutieră, este vorba deja despre 12 morți dintre pasagerii microbuzului 16 la număr. Cei care au supraviețuit sunt în stare gravă la spital, printre ei se află și șoferul microbuzului. Știm că trenul mergea cu 80 de km pe oră, a lovit în plin microbuzul care nu s-a oprit la semnalele acustice și vizuale de la trecerea la nivel cu calea ferată. Trenul a intrat în plin în microbuz și l-a târât mai mult de 200 de metri. În urma impactului, cum vă spuneam, 12 persoane au murit. Este vorba despre oamenii care se aflau în microbuz, în mare parte muncitori, care mergeau la serviciu, la muncă. Printre pasageri se afla și un copil de 7-8 ani și el a murit. 15 pasageri în tren, niciunul nu a pățit nimic. În câteva clipe vom sta de vorbă cu un reprezentant al Smurdului, al serviciilor medicale de urgență de acolo, din județul Iași. În studioul Deschide Lumea, Carol Vârnă, șef de serviciu în direcția Poliției Rutiere, și colega mea, Marinela Nedelcu. Bun venit amândurora, domnule Vârnă. 12 morți este vestea pe care o aveți și dumneavoastră, este o informație pe care ne-o confirmați. Da, este o informație de ultimă oră pe care am primit-o chiar de la inspectorul șef al Poliției Județene. 12 persoane decedate și 4 unite grav, printre cele unii grav se află și conducătorul auto, care este transportat la spital. Nu se poate comunica cu acesta datorită afectării stării grave a sănătății acestuia. Știm că trenul avea 80 de km pe oră, vreun fel de indiciu despre ce făcea microbuzul, despre cât de repede se deplasa microbuzul avem, știm? Nu avem indicii vis-a-vis de viteza deplasării a microbuzului, dar pot să vă spun că acea trecere la nivelul care ferată este în aliniament, cu vizibilitate foarte bună stânga-dreapta căii ferate și cu o declivitate foarte mare la nivelul în momentul trecerii căii ferate. Declivitate, ce înseamnă? O groapă, o adâncitură în partea carosabilă, exact la nivelul trecerii căii ferate. Foarte scurt. Motiv în plus de a reduce viteza și chiar da opri conform legii. Spuneți-ne dacă din câte date aveți până acum rezultă că șoferul microbuzului ar fi forțat trecerea, adică știa că vine trenul și s-a grăbit sau a fost o negligență? N-am cum să fac o afirmație vis-a-vis de dacă știa sau nu știa, dar cert este că avea obligativitatea de a opri la trecerea la nivelul calei ferate. Tot ce putem ști este un lucru cert. Avea de două ori a greșit practic șoferul respectiv. Odată că nu a oprit, că erau semnale optice și acustice în funcțiune, și a doua, chiar dacă aceștia nu erau în funcțiune, el avea obligația să oprească. O informație foarte importantă pentru telespectatorii noștri. În câteva clipe vom avea imagini din elicopterul Realitatea TV, imagini de la locul accidentului. Deocamdată colegii noștri se îndreaptă către această localitate ieșană, se numește Scânteia, unde în jurul orei 14 s-a petrecut un accident, un grav accident de circulație. Marinela Nedelcu, este cel mai grav. 12 persoane au murit față de accidentul precedent, recordul macabru precedent din era 2007, de 11. În schimb, acolo au fost 30 de răniți și până la urmă a fost o mai mare tragedie, putem spune așa, pentru că era vorba de niște nuntași. Era vorba de mai multe familii care mergeau către un eveniment fericit din viața lor. Oricum, aceste accidente în ultimul an s-au mai rărit, chiar cu microbuzele pe șosele, nu numai la nivel de trecere de cale ferată, pentru că eu zic că autoritățile după 2007, care a fost un an negru pentru astfel de tragedii, au fost foarte multe, cred că cel puțin unul pe lună,
și au intensificat controlele, dar practic, nu știu, eu l-aș întreba pe domnul Vârnă dacă, dacă aceste controle atunci când s-au intensificat și s-au luat niște măsuri, acum dacă s-au relaxat patronii firmelor de transport, dacă șoferii respectivi acum nu mai respectă sunt regulile. Sunt mai responsabili. Da. Sunt mai responsabili? Nu pare. Știu că au fost foarte multe controle, dar de ce ei în continuare nu își iau un minimum de siguranță? Practic, el, dacă face acel traseu, nu este vorba de un șofer care a venit de la Buzău și trecea prin Iași. Este un om care făcea acel traseu destul de des și știa foarte bine că acolo trece trenul, mai merge 20 de metri și are un pod și după aceea... Domnule Vârnă, constatările dumneavoastră, imediat avem legătura telefonică directă cu doamna de la Smurd, Liana Cimpoieșu, este medic ordonator. Bună ziua, doamnă! Deci, nu am declarat al 12-lea deces. O persoană în funcție de soare, am declarat deces. Doamna Cimpoieșu, nu știu dacă mă auziți, eu vă aud foarte slab, dar vreau să le spun telespectatorilor că aceasta este prima imagine de la locul accidentului, o imagine pe care am primit-o de la telespectatorii noștri. Vă așteptăm în continuare la martor ocular arondrealitatea.net. Este o imagine pe care vă oferim în exclusivitate. Prima imagine a locului accidentului, la ora 14. Vă reamintesc, în localitatea Ieșeană Scânteia, un tren a lovit în plin un microbuz în care se aflau 16 persoane. Dintre cele 16 au murit 12 persoane. Doamna Cimpoieșu, ultimele informații. Ultimele informații sunt acelea că am declarat decesul pentru 11 persoane. Ne luptăm pentru viața celei de-a 12, este în stop cardiorespirator intubată. Ne luptăm pentru viața acestei persoane. Pentru noi este încă o persoană pentru care muncim. Patru persoane au fost, sunt în curs de transport către spital, una la neurochirurgie, una la ortopedie și două la Spitalul Sfântul Spiridon. Deci deocamdată pentru noi sunt 11 decese, 5 pacienți extrem de grav, dintre care una în stop cardiorespirator. Importante informațiile, rectificăm și noi, este vorba despre 11 morți, 5 răniți, unii foarte grav. Ne-ați spus că pentru a 12-a persoană încă depuneți eforturi pentru a o resuscita. Spuneți-ne dacă la locul accidentului mai aveți ce face sau totul s-a încheiat. Ne pregătim să transportăm această persoană în stop cardiorespirator și stăm încă aici pentru a vedea dacă rudele celor decedați veniți la locul accidentului și aflați în stare foarte critică din punct de vedere psihologic au nevoie vreunii dintre ei de îngrijiri medicale. Și evident mai stăm pentru că împreună cu ceilalți parteneri de muncă, cu ISU și poliție și jandarmerie, să stabilim dacă acesta este bilanțul final, pentru că, așa cum am spus, au fost două zone pe care s-a lucrat, morți și răniți în ambele zone, ele s-au aflat și se află încă la 200 de metri distanță, deci locul impactului și locul la care s-a oprit, astfel încât zona pe care am lucrat, aria pe care s-a intervenit, a fost foarte mare. Spuneți-ne dacă, din informațiile, primele informații pe care le-am avut noi, reieșea că din microbuz, în urma impactului, ar fi sărit 2-3 corpuri, 2-3 oameni. Ce ne puteți spune? Și imaginea pe care o avem acum ne arată același lucru, și anume corpuri răspândite pe o suprafață foarte mare. Care este situația? La primul loc de impact se aflau 3 persoane decedate și 2 răniți în zona căii ferate. Și 3 răniți, rectific. Deci 3 persoane decedate și 3 răniți, iar în microbus se aflau mai multe persoane care au avut nevoie de descarcerare. Șoferul care a fost primul evacuat către spital și o persoană care se află în stop cardiorespirator. Deci zonele de lucru, așa cum vă spuneam, sunt două și aria pentru fiecare dintre ele a fost una întinsă. 15 pasageri ai trenului plus mecanicul trenului au pățit ceva? Din câte știm, nimeni dintre cei din tren nu ne-au solicitat ajutor medical. Noi nu am stat de vorbă cu ei, semn că n-au avut nici măcar o leziune, în afară de, cu siguranță, impactul emoțional. Cred că colegii de la poliție stau de vorbă cu aceste persoane. Nu au solicitat îngrijiri medicale în tren la ajuns.
plângere a echipajelor SMURT nu se mai afla nicio persoană. Revenind acum la pasagerii microbuzului, cum spuneam, 11 morți, 5 răniți, câți bărbați, câte femei. Știm că erau muncitori, deci erau în mare parte bărbați. Dar ne puteți da cifrele? Despre persoanele rănite, persoana pe care este în stop cardiorespirator este o femeie de vârstă medie, ceilalți patru transportați la spital sunt bărbați de vârstă medie. Am înțeles. Confirmați că printre morți se află și un copil de 7-8 ani? Confirm. Liana Cimpoeșu de la SMURT, vom reveni la dumneavoastră pentru informațiile. Reamintesc telespectatorilor, avem o imagine în exclusivitate, este prima imagine de la locul accidentului. Iată, este trimisă de un telespectator Realitatea TV. Vă așteptăm în continuare imagini la martoroculara@rondrealitatea.net pentru cei care ni s-au alăturat mai târziu. Vă reamintesc, în jurul orei 14, la Scânteia, în județul Iași, un microbuz nu a respectat oprirea în fața liniei de cale ferată și a fost lovit în plin de un tren. În microbuz erau 16 pasageri, din cei 16, 11 au murit, 5 sunt în stare gravă la spital. Un pasager este acum resuscitat, încearcă medicii să-l resusciteze chiar la fața locului, acolo unde s-a produs accidentul. Acum mergem la echipa Realitatea TV, care se află în elicopter către Scânteia, în județul Iași, pentru a ne oferi imagini de acolo. Ane Tratner, te ascultăm! Putea vedea de sus dimensiunile tragediei. Ultimul bilanț este de 11 morți și 4 răniți. În microbus se aflau în total 15 persoane. Din primele verificări, polițiștii de la rutieră au tras concluzia că șoferul microbuzului poartă o mare parte a vinei pentru că nu s-a asigurat atunci când a trecut calea ferată. Vorbim despre o cale ferată unde nu există bariere, acolo unde se intersectează cu șoseaua. Sunt doar semnale acustice și luminoase. Probabil șoferul, din cauza oboselii sau a neatenției, nu a observat trenul și a traversat. În urma impactului, prima informație a fost că 5 persoane și-au pierdut viața. La fața locului s-au deplasat foarte multe echipaje de SMURT, de poliție. De asemenea, pompierii de la descarcerare s-au chinuit foarte mult pentru a scoate victimele din microbuz. Din fericire, în tren nu au fost victime, nu au fost răniți. Impactul a fost atât de mare pentru călătorii care se aflau în acel tren. Urmează să vedem dacă circulația feroviară va fi deviată, dacă autoritățile să rezolve problemele, să ridice microbuzul de la fața lor, pentru ca traficul feroviar să fie, să vedem dacă trenurile. Ane Tratner, ne întoarcem la tine. Așteptăm și imaginile de la locul accidentului. Le reamintesc telespectatorilor. Ce văd acum este o simulare pe calculator. Este modul în care se întâmplă de obicei un astfel de accident. În plus, față de ce vedeți, microbuzul în care se aflau 16 oameni a fost târât de tren, preț de 200 de metri. Din microbuz, din 16 pasageri, 11 au murit. Pentru ceilalți, acum medicii depun eforturi. Dintre cei 15 pasageri ai trenului plus mecanicul acestuia, nu există decât răniți, răniți foarte ușor. Deci nu au nevoie de ajutor, nu trebuie transportați la spital. Inspectoratul de Poliție Județeană Iași, Virginia Pralea, reprezentant, purtătorul de cuvânt, în legătură telefonică directă cu noi acum. Doamnă, înțeleg că sunteți la locul accidentului. Bună ziua, da, așa este. Sunt la locul unde a avut loc, din experiența noastră, cel mai tragic eveniment rutier. Ați spus 11 persoane decedate, îmi pare rău, trebuie să fac o modificare. Între timp a mai decedat o persoană, bilanțul este de 12 persoane decedate, alte două fiind în acest moment resuscitate, iar alte 4 deja au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Doamnă, spuneți-ne ce vedeți, spuneți-ne ce e în jurul dumneavoastră, ce se întâmplă? Cu siguranță cuvintele nu pot descrie, dar am să încerc să vă prezint aspectele. Deci, pe calea ferată, 3 persoane deja erau decedate. Microbuzul împins în momentul în care a fost surprins de locomotivă pe o distanță de câteva sute de metri, iar restul persoanelor care au fost decedate au rămas în microbuz.
Am înțeles. În momentul acesta, înțeleg că la locul accidentului au venit foarte mulți localnici, unii dintre ei având rude printre pasagerii microbuzului. Așa este. Este o durere de nedescris, printre persoanele decedate, fiind și un minor. Reprezentanții SMURD bănuiau că unele dintre rude și unii dintre pasagerii trenului ar avea nevoie de ajutor, de consiliere psihologică. Stau de vorbă cu dumneavoastră, cu reprezentanții poliției în aceste momente? În acest moment, ca să pot să am o comunicare foarte clară cu dumneavoastră, m-am depărtat mult de zona respectivă, fapt pentru care nu vă pot informa cu privire la aceste activități, dar aici, la fața locului, au venit foarte multe echipaje de la SMURD, pompieri, jandarmi care ne asigură și polițiști care efectuează cercetare la fața locului. Doamna Pralea, ne puteți spune cui aparținea microbuzul, cărei firme și de unde este această firmă? În acest moment nu vă pot comunica date despre firma aparținătoare acestui mijloc de transport în comun. Cert este, conducătorul auto a scăpat, este printre persoanele transportate la spital, dar, iarăși o certitudine, a fost încă o dată o dovadă de nerespectare a regulilor de circulație cu privire la trecerea la nivel cu calea ferată. Sătenii, din discuțiile pe care ați apucat să le purtați, sătenii par să-l cunoască pe șoferul microbuzului? Era o relație de transport de durată? Sincer, nu am purtat nicio discuție cu sătenii. M-am ocupat numai de colegii din presă care au fost foarte dornici de... Am înțeles. Doamna Pralea, spuneți-ne, Regiotrans este compania care opera trenul, automotorul care a lovit microbuzul. Ne puteți spune două vorbe ce e Regiotrans, ce fel de firmă este aceasta? Nu cunosc nici aceste informații. Cu siguranță, probabil, adresându-vă la regionala de transport feroviar, o să obțineți mai multe informații. În acest moment nu am informații cu privire la această companie. Am înțeles. Doamna Pralea, vă mulțumesc și avem o mare rugăminte. Vrem să aflăm detalii despre deținătorul, despre firma care opera transportul rutier acolo, firma căreia îi aparține microbuzul. Vrem să știm în ce firmă lucra șoferul. Deci vă lăsăm să adunați aceste informații și vă așteptăm să reveniți în momentul în care le veți avea. Când mă apelați telefonic pe numărul postat și pe site și în momentul în care am informațiile, vi le ofer cu drag. Mulțumim. Tudor Florea, corespondentul Realitatea TV, este la Spitalul de Urgență din Iași. Tudor Florea, ce informații ai? Bună ziua! La Spitalul de Urgență Sfântul Ioan din Iași a ajuns prima persoană rănită în acest accident. Este vorba chiar despre șoferul microbuzului. Este prima persoană care a ajuns la spital pentru că în urmă cu puțin timp alți trei răniți erau pe drum, urmau să fie transportați la alte două spitale din Iași. Starea șoferului microbuzului nu este deloc bună, spun medicii, a ajuns aici cu multiple traumatisme, inclusiv cu traumatism craniocerebral. A fost primit de medicii din unitatea primire urgență și trimis imediat în sala de operații, unde se află și la această oră. Prognosticul medicilor este unul destul de rezervat în ceea ce îl privește. Este singura victimă a accidentului care a fost transportată la Spitalul de Urgență din Iași, șoferul? La acest spital, da, încă trei două spitale, doi la Spitalul Sfântul Spiridon și unul la Spitalul de Neurochirurgie. Ne întoarcem la tine, Tudor Florea, când vei avea informații suplimentare. Tudor Florea, corespondentul Realitatea TV, el se află la Spitalul de Urgență din Iași. Recapitulăm informațiile. Ce vedeți acum pe ecran este prima imagine, prima fotografie trimisă de un telespectator Realitatea TV de la locul accidentului. Este locul în care, în jurul orei 14, un tren a lovit în plin un microbuz plin cu 16 oameni. Dintre cei 16 pasageri, 12 au murit. Am primit această veste în urmă cu puțin timp la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție din Iași. Era vorba aceasta 12-a persoană. Era o femeie pe care cei de la SMURD încercau să o resusciteze chiar la locul accidentului. Se pare că eforturile nu au fost încununate de succes. 12 persoane au murit, 4 persoane sunt în stare gravă. Unele dintre ele au fost deja transportate la spital. Printre cele 4 persoane rănite se află și șoferul microbuzului. Dintre cei 15 pasageri ai trenului și mecanicul, plus mecanicul, de 16 persoane, nu există decât răni foarte ușoare. Mă întorc la invitații noștri. Domnule Vârnă, spuneați că șoferul microbuzului a greșit de cel puțin două ori. Explicați-ne.
Da, deci revin și reafirm că odată a greșit pentru faptul că nu a respectat semnificația semnalului 18 și a pus semnalul de la 3 și la nivel cale ferată. Și în al doilea rând, chiar dacă acest semnal era în funcțiune, avea obligativitatea de a opri la 3 și la nivelul cale ferată. Vreau să vă spun că zona respectivă, din punct de vedere accidentogen, nu prezintă un risc deosebit. Tocmai datorită faptului că șoseaua se află în aliniament, este semnalizată corespunzător și tocmai de aceea probabil că administratorul căii ferate a decis că este suficient o semnalizare optică și acustică și nu neapărat cu semibariere. Presemnalizarea căii ferate care intră în sarcină administratorului drum era corespunzătoare, era vizibilă, deci nu era o zonă cu risc accidentogen din punct de vedere la întâlnirea cu nivelul care ferată. Cu cât timp înainte mecanicul de locomotivă trebuie să dea aceste semnale? Cu câte? Cu 200 de metri, cu 100, cu 300? Poate n-a avut timp să oprească. Presupun că a avut viteză destul de mare șoferul microbuzului din moment ce a fost târât și totuși s-au împrăștiat pe câteva sute de metri oamenii. N-aș putea să vă spun cam la ce distanță ar trebui. Impactul a fost destul de puternic. Nu cunosc obligațiile conducătorului de tren, pentru că vă dați seama, nu intră în competența poliției rutiere. Există un domeniu separat de circulație pe drumurile publice, există niște reglementări interne la Ministerul Transportului. Dar la controlele pe care le-ați făcut împreună cu, probabil, cu cei de la CFR sau de la transportatori, ce ați constatat dumneavoastră? Marea majoritate a accidentelor se întâmplă din vina șoferilor de microbuze, de autocare, de la transportator sau din cauza... Deci, de regulă, în cazul în care se întâmplă accident la nivelul de trecere cale ferată, vina aparține exclusivitate conducătorului de vehicul care nu are respectat semnificația la nivelul de trecere cale ferată. O să revenim, domnule Vârnă, pentru că vrem să ne descrieți puțin cam cum arăta locul, cum arată o trecere la nivel cu calea ferată unde nu există barieră. Vrem explicațiile dumneavoastră și cam ce credeți că s-ar fi întâmplat acolo. Ce văd acum telespectatorii noștri? Sunt imagini de arhivă de la un accident în care a fost implicat un tren particular, un autotren, așa se numește, un tren de pasageri, s-a întâmplat în județul Timiș și este foarte posibil ca și în cazul accidentului de astăzi de la Scânteia din județul Iași să fi fost implicat un tren similar. Stăm de vorbă cu Ioan Garoseanu de la CFR Iași. Bună ziua! Bună ziua, numele meu. Explicați-ne despre ce fel de tren era vorba. Este o mică rectificare. Numele meu este Ion Garoseanu, sunt directorul general al căilor ferate. Sunteți directorul general al căilor ferate. Spuneți-ne despre ce tren era vorba în accidentul de astăzi. În accidentul de astăzi e vorba despre un tren aparținând operatorului de transport călător Regio Trans Brașov, care are închiriată secția respectivă de circulație și care a circulat conform reglementărilor în vigoare. Câți kilometri, ce viteză avea trenul, știți? Asta se va vedea în momentul în care se va desface cutia, banda vitezometrică a locomotivei. Dar sunt convins că abia plecase din stație și viteza nu era. Avem nevoie de expertiza dumneavoastră și de informațiile pe care ni le puteți oferi, dar vă rog să așteptați puțin pentru că avem o legătură telefonică directă cu unul dintre pasagerii trenului. Este Viorica Dindea. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Ce s-a întâmplat? Spuneți-ne ce s-a întâmplat din punctul dumneavoastră de vedere. Ce ați văzut? Pot să vă spun că nu am văzut mare lucru pentru faptul că eu ațipisem și m-am trezit într-un zgomot de fiare, de fum și tot felul de zgomote ciudate când prima impresie a fost că, Doamne ferește, a deraiat trenul. Fiind geamul deschis, am ieșit la geam imediat și când m-am uitat am văzut o mașină, era făcută practic, cred că armonică, în fața trenului, pentru că eu n-am coborât jos, mi-e groază de povești de astea, tragice, și am văzut lumea buluc și am auzit că ar fi 12-13 morți și vreo 3 răniți. Doamnă, spuneți-ne din nou, din ce ați văzut dumneavoastră, relatările pe care le-am primit noi până acum, pe care le-am ascultat, ne spuneau că oamenii, corpurile pasagerilor din microbuz ar fi fost aruncate pe o rază de 200-300 de metri. Ce știți dumneavoastră? Am auzit de la persoanele de pe peron că ar fi în zona pasajului vreo 5 persoane și restul erau pe aici în mașină și pe lângă mașină. Dar cei mai mulți au fost prinși în mașină, striviți în mașină. Am în afară de șofer... Șoferul care a coborât pe picioare din mașină, spune lumea, cu niște bani în mână. Toată lumea are impresia că el număra bani.
în timp ce era la volan. Poate că avea o grijă în legătură cu acești bani, fiind vorba și nu probabil de o sumă mare. Doamna Dindea, spuneți-ne cât de brusc a fost frâna și cât de afectați au fost pasagerii din tren. V-ați lovit pe o distanță mai lungă? După părerea mea, pasagerii din tren, în afară de emoții, n-au pățit nimic. Deci frâna n-a fost una bruscă? Nu știu cum să vă spun. Bruscă în sensul de a ne afecta pe noi, nu. Bun, și o ultimă informație, dacă puteți să ne oferiți, plecase trenul de curând dintr-o stație? V-am spus că eu ațipisem. Știu, după aceea am aflat de la personalul de tren că, de fapt, prin localitatea aceasta noi trebuia să trecem. Prin Scânteia trebuia să trecem trenul, nu avea oprire. Am înțeles. Mulțumesc. Viorica Dindea este unul dintre pasagerii trenului care a lovit un microbuz în urma impactului. 12 persoane au murit, 4 sunt grav rănite. Ne întoarcem la directorul general al căilor ferate, Ioan Garoseanu. Domnule Garoseanu, ne explicați ce înseamnă Regiotrans. Este un operator privat de transport. Nu știu dacă aveți un televizor. Noi dăm acum imagini cu un accident petrecut în urmă cu ceva vreme în județul Timiș, cu un automotor care ar putea fi tot al Regiotransului? Deci cam așa arată trenul care a fost implicat astăzi? Cam așa arată trenul, dar nu are importanță ce operator este privat sau operatorul de stație ferestrător. În cazul pe care îl prezentați dumneavoastră, a fost tot așa cum am prezentat și în intervenția precedentă, un concurs între șoferul camionului și tren. Pentru că așa de bine a mers acel șofer că a intrat în mijlocul trenului și l-a deviat de pe Ne mai auziți, domnule Garoseanu? Eu vă aud, mă auziți? Bun, e foarte bine. Ne întoarcem la accidentul de astăzi. Spuneți-ne care sunt informațiile pe care le aveți. Noi știm că trenul mergea cu 80 de kilometri pe oră. Este o viteză normală, legală în zona respectivă? Da, 80 de kilometri pe oră avea, după ceea ce a declarat mecanicul, limita de viteză permisivă pe sectorul respectiv este 200 de kilometri pe oră. Deci era sub viteza de maximă cu care putea circula. Aflăm că era un loc cu vizibilitate foarte bună. Cam de când ar fi putut să vadă mecanicul venirea microbuzului și ce ar fi putut să facă? Mecanicul, da, zona respectivă este în aliniament, deci mecanicul a văzut microbuzul apropiindu-se și conform instrucțiilor în vigoare, la 50 de metri de bariera respectivă există un anumit, un așa zis, stâlp de fluier. În momentul în care mecanicul trenului acționează sistemul sirena trenului, astfel încât să fie auzită peste semnalele acustice și luminoase la trecerea de nivel. Dar dacă șoferul, domnule Garoseanu, dacă șoferul respectiv are o viteză destul de mare, ați constatat până acum, din experiența altor tragedii, dacă această distanță de 50 de metri nu este prea mică pentru acel semnal, nu poate, ar trebui semnalat cu mai 100-150 de metri înainte, mai bine să sune sirena de 5 ori decât să se întâmple o tragedie? Problema apare că putem să sunăm și de la 200 de metri. Problema e că sunăm degeaba. Impactul acustic este mai mare cu cât e mai aproape de trecerea de nivel. Din cauza asta, prin statistică, s-a ajuns la concluzia că distanța optimă, astfel încât să se audă, este cea de 50 de metri. Bun, tot din experiență. Problema e că sunăm mai des sau mai tare sau mai... Problema în cazul accidentului acesta este faptul că șoferul în mod clar a încercat să depășească trenul, dovadă și faptul că a fost acroșat în partea din spate, mai ales că șoferul nu a avut nimic. E important să ne spuneți asta. Explicați-ne încă o dată. Microbuzul a fost lovit în partea din spate? Din primele informații, așa pare, nici eu n-am imagini de la fața locului, șeful serviciului trafic de la mine este acolo și pare că a fost acroșat în partea din spate. Societatea care a exploatat microbuzul respectiv, SCE Izvorașul SRL, eu zic că spune destul de multe despre experiența asta în domeniu. Nu, iar spuneți-ne că noi nu știm. SCE Izvorașul SRL este pentru prima oară când aflăm, deși am vrut să aflăm lucrurile acestea, este prima oară când aflăm care este firma care a exploatat microbuzul respectiv. Ce puteți să ne spuneți despre firma asta? N-am informații despre firmă pentru că noi suntem partea feroviară. Deci astea sunt primele informații care le am și eu de la fața locului. Iar vârsta șoferului, 21 de ani, am auzit-o de la televiziune, de la unul din canale. Este o firmă de maxi-taxi, este o firmă de transport pentru
alte firme care își transportă angajații, este la liber, face legătura între două, trei localități. Ce știți, n-am niciun fel de informații despre activitatea firmei. Eu m-am axat mai mult despre partea feroviară și să găsim soluții să se îndrumă la circulație. Puteți restabili circulația pe această linie? Înțeleg că este una destul de folosită. Da, așteptăm concluziile organelor de cercetare și în zona respectivă circulația este pe două fire de cale ferată, putem circula pe firul celălalt, dar numai după ce organele abilitate ne vor da drumul la circulație. Și ultima chestiune, domnule Garoseanu, ne spuneați că din primele informații microbuzul ar fi fost lovit în partea din spate, confirmați că microbuzul a fost prins între șine și tren și târât 200 de metri cel puțin? Din informațiile mele a fost prins și vă dați seama, din viteza trenului, el în mod sigur a fost târât câteva zeci de metri. Nu știu, n-am distanță exactă să vă pot spune, dar știu că și mecanicul trenului a frânat ca să minimizeze impactul. Ion Garoseanu, directorul Căilor Ferate, mulțumesc, mulțumesc pentru informații. Domnule Vârnă, lovit în partea din spate, viteză, deci încep să apară date cum că, de fapt, șoferul ar fi încercat să forțeze. Ar fi văzut trenul și a încercat să treacă mai repede, să treacă. Chiar dacă era lovit în partea din față, în partea din mijloc, tot o forțare de trecere la nivelul cale ferată se putea numi și se numește așa. Pentru că asta am vrut să fac, a vrut să treacă, să forțeze trecerea la nivelul cale ferată. Și ar vrea să vă spun eu, vorbind de efecte, dar haideți să mergem puțin la cauze și la condițiile care au... Dacă vreți, știți ceva despre SCE Izvorașul SRL? Este o firmă de transport? Deci eu dețin niște informații în acest moment, dar nu pot să dau pe post atât cum sunt verificate. Eu sunt de profesie jurist și nu pot să mă pronunț decât în baza unor informații spuneți-ne verificate. Dacă printre informațiile pe care dumneavoastră le verificați este și aceasta. Fără discuție. Cum că SCE Izvorașul SRL ar fi firma care deține microbuzul? Deci fără discuție. Vor fi efectuate verificări îndeamănunt și vor fi stabilite condiții și împrejurările certe în care s-a comis acest accident. Aș vrea să vă spun un singur lucru. Haideți să vorbim într-un context general vis-a-vis de ce s-a întâmplat la nivel la trecerea cu cale ferată de la începutul anului. În țară s-au întâmplat 13 accidente la trecerea la nivelul cale ferată, soldate cu 14 persoane decedate și cu 9 persoane rănite grav. La toate aceste indicatori există scăderi. Vreau să vă spun că poliția, dacă vreți, a sesizat acest fenomen de indisciplină la trecerea la nivelul cale ferată. Sens în care, sau context în care s-au efectuat s-au coordonat că Direcția Poliției Rutiere și Direcția Poliției Transporturi. Fără să spun că ce faceți dumneavoastră nu e important, este foarte important. Nu, păi tocmai aici vreau să vorbesc de cauzele acestea, de eliminare intenției. Astăzi au murit 12 exact. Persoane. Și ne doare chestia asta, ca și cum vă doare și pe dumneavoastră, dar haideți să vorbim puțin de cauze și după aia să ajungem la efecte. Pentru că în presă, în media, de regulă, se analizează efectele. Haideți să ne ducem puțin la cauze, să vedem ce am făcut sau ce facem noi sau ce încercăm să facem singuri. Vă rog să le ținem singuri. Cauzele țin doar de șoferi, de inconștiența lor, de transportatori, de graba pe care o au. Este zi de vineri, de exemplu, poate oamenii se grăbeau să ajungă acasă, să se terminease lucrurile. Deci nu pot să mă exprim cu poate. Deci eu vorbesc numai dacă există probe certe sau afirmații certe sau verificabile. Nu pot spune că poate. Nu pot să spun ce a fost în mintea acelui conducător auto care a distrus 12 vieți. Dar haideți să nu gândim la cele 12, să gândim la dramele în spatele celor 12 vieți. Întotdeauna trebuie să analizăm în acest context tragediile care se întâmplă pe șosele. Nu să ne gândim la o persoană decedată, să ne gândim la dramele care sunt în spatele acelei persoane decedate. Și atât vreau să vă spun, la acțiunile, cele 6 acțiuni care au fost coordonate direct de Direcția Poliției Rutiere și Direcția Transporturi, au fost înscrise 251 de permise de conducere pe fondul indisciplinii la trecerea adică la ferată. Adică, foarte ei mult. Angajează alți tineri. Deci, de acord cu dumneavoastră. Îi luați permisul, că nu aveți ce să-i faceți, nu o să intre în închisoare, decât dacă omoară niște oameni. Și firmele respective și angajează alți oameni. Piața există, pentru că e criză. Haideți să vedeți ce am sesizat acest fenomen. Dumneavoastră a făcut afirmația că există o disciplină foarte crasă din partea conducătorilor de microbuze. Și ce am făcut? Ne-am îmbrăcat noi, Poliția Rutieră, în civil, ne-am urcat în microbuze și am plecat toate călătorii în țară. Și am gestionat pe timpul deplasării toate greșelile sau toate încălcările de la normele rutiere de către conducătorul auto. Le-a reținut permisă de conducere și a fost sancționat la cap de linie. Și cum spune Marilena, firmele au angajat alți șoferi. Este dreptul lor, este... Încă o imagine foarte bună, trimisă de telespectatorii Realitatea TV, la martor ocular @realitatea.net, este ceva mai elocventă decât cea pe care o vedeam mai devreme. Se vede foarte clar cum microbuzul este prins între tren și șină. Se văd acolo, în interiorul microbuzului, se văd oameni care sunt prinși între scaune și carcasa microbuzului
și foarte mulți, foarte mulți oameni pe margine care se uită. Probabil este o fotografie făcută imediat după producerea accidentului. Le reamintesc telespectatorilor noștri un accident în urma căruia au murit 12 persoane, 4 sunt în stare foarte gravă. Marilena, firmele de transport și nevoia mare de transport a oamenilor împreună duc la astfel de accidente. Da, pentru că trebuie să recunoaștem că microbuzele merg mai repede decât trenurile. Știm foarte bine că viteza trenurilor este din ce în ce mai scăzută. Nu au investit în infrastructură, se mișcă foarte greu, sunt rare, pentru că au pierderi foarte mari pe calea ferată. Într-adevăr, dar până la urmă, oamenii care semnalează că șoferii conduc cu viteză, că numără bani în timp ce conduc, că ocupă mai mult decât cele 16 locuri sunt într-un astfel de microbuz, nu? Da. Acest șofer, iată, că era în regulă cu 16 persoane, dar alții... Da, dar maxim, 16 plus 1. Alții țin pasageri și în picioare din dorința de a transporta cât mai mulți. Până la urmă, eu cred că testele psihologice pentru șoferii de microbuze, niște teste mai amănunțite decât cele pe care le dau pentru permis oamenii care vor să obțină permis de conducere, ar trebui să fie mult mai drastice. În momentul în care transporți persoane sau te angajezi la astfel de firmă, nu primești ca firmă aviz pentru așa ceva până când șoferii tăi nu trec prin niște teste mai amănunțite. Standard de calitate ale firmelor de transport. Bineînțeles. Mă gândesc că nu numai aceste controle, chiar undercover ale poliției, că se îmbracă polițistul în civil, până la urmă nu poți să urci un polițist în fiecare microbuz. Așa că mai bine cerem transportatorilor și firmelor și celor care răspund de această zonă să fie condițiile mai drastice pentru a obține ca aceste firme să facă transport persoane. Legătură telefonică directă cu șeful unității de primire urgențe din Spitalul de Urgență din Iași, Tudor Ciuhodaru. Bună ziua, domnule doctor. Știm că la dumneavoastră este șoferul microbuzului. În ce stare este? Pacientul de 26 de ani, politraumatizat, este în stare gravă. Este un pacient cu leziuni multiple, craniocerebrale, toraco-abdominale, iar cu anumite fracturi. Ortopezii noștri spun că nu au văzut așa ceva decât în cazul marilor traume, să zicem, specifice accidentelor de tren. Este în curs de resuscitare volemică, beneficiază de tratament antalgic și va fi operat în regim de urgență de către singura clinică de ortopedie traumatologie din Iași. În momentul de față a ajuns și soția pacientului la spitalul de urgență, este în stare de sindrom de stres post-traumatic. Deja psihologii voluntari ai centrului nostru integrat regional de tratamente, intoxicații, traume și arsuri, Cărdița, îi asigură suportul psihologic. Ce să vă zic, mă gândesc cu groază ce s-ar întâmpla dacă un astfel de accident colectiv cu victime multiple ar ajunge toate aceste victime la spital, pentru că în momentul de față nu există un spital de urgență care să poată prelua toți pacienții traumatizați în condiții optime. Mă gândesc că spitalul care este aproape gata în curtea spitalului de urgență, când învins și format ca spital de urgență, mai are nevoie doar de câteva milioane de euro pentru a fi gata. Domnule doctor, încercăm să verificăm niște informații pe care le-am primit ceva mai devreme. Un martor, unul dintre pasagerii trenului, spunea că șoferul ar fi fost văzut coborând pe picioare din microbuz cu o sumă mare de bani în mână și că ar fi numărat banii. Cât de posibil vi se pare, din starea în care se află acum șoferul microbuzului, ca el să fi coborât pe picioare? Nu știu ce să vă zic, nu am fost și eu cel care l-a preluat de la locul accidentului. La noi a ajuns, s-a dus de către serviciul de ambulanță județean pe targă, a fost transportat în permanență pe targă. Mai mult decât atât, pacientul acesta are fractură de bazin și fractură complexă de femur. Nu cred că ar fi putut fi posibil, dar nu exclud această ipoteză. V-am spus, pacientul are la noi leziuni extrem de severe la nivelul bazinului și femurului. Așa că, din punctul meu de vedere, deplasarea pune niște semne de întrebare. Nu text obiectivitatea martorului, eu vă spun ce leziune are acest pacient. Domnule doctor, alte victime ale accidentului la dumneavoastră, la Spitalul de Urgență Iași sau la alte spitale? Din câte ne-a anunțat doctorul Calistu de la serviciul de ambulanță județean, au fost acolo 5 ambulanțe și 2 echipaje SMURD. Sunt alți 2 pacienți, unul dintre ei la neurochirurgie și unul la Spiridon. Așteptăm încă 6-7 pacienți, după spusele doctorului Calistu, spre spitalul de urgență cu leziuni mai puțin importante. Dacă vor apărea, vă vom ține la curent.
Domnule Ciuhodaru, o ultimă chestiune. Spuneți-ne, din rănile pe care le are pacientul de care vă ocupați, șoferul microbuzului care a fost implicat în acest accident, rezultă că impactul a fost cât de violent? A fost un impact extrem de violent, leziunile sunt extrem de importante și întâlnim la acest pacient o gamă atât de variată de fracturi încât nu vi le pot descrie pe scurt. Ele interesează mai multe segmente anatomice, de aceea, vă spun, după severitatea și multitudinea leziunilor, pronosticul rămâne extrem de rezervat. Doctorul Tudor Ciuhodaru, șeful unității de primire urgențe de la Spitalul de Urgență din Iași, mulțumesc pentru informații, un reprezentant al Registrului Auto Român din autorității rutiere din România, de la Iași. Din păcate nu i-am reținut numele, dar o să vă rog să vă prezentați dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Boia Cristian mă numesc, șeful agenției ARR Iași. Domnule Boia, spuneți-ne ce informații aveți despre firma care deținea microbuzul implicat în acest accident. Da, societatea este licențiată ca și operator de transport rutier public. Deține licență de transport, vehiculul cu număr de matriculare Iași 05 Elena Elena Maria deține copie conformă valabilă până în anul 2010. Operatorul de transport nu are trasee atribuite prin licitație în această zonă a județului Iași, ci undeva în zona opusă între Pașcani. Asta înseamnă că era ilegal în zona respectivă, transporta pasagerii în mod ilegal la Scânteia? N-aș putea să mă pronunț că transporta ilegal, întrucât în momentul când am ajuns la fața locului, n-am putut preleva niciun fel de documente. Microbuzul este distrus, descarcerat, tăiat. Urmează să stabilim în cursul zilelor următoare dacă efectua o cursă ocazională sau dacă era o cursă ilegală. Dar în niciun caz el nu avea traseu atribuit în această zonă. Bun, am înțeles asta. Era o cursă în nume personal? Adică probabil. Ori ocazională, ori ilegală. Ce știți despre pasageri? Erau muncitori, veneau de la serviciu, se duceau la serviciu. Destinația lor era Scânteia? Nu. Din discuțiile care le-am avut cu administratorul societății, în jurul orei 18, administratorul avea cunoștință că urma ca acest șofer să transporte un număr de câțiva călători într-o localitate apropiată la o nuntă. Nici el nu se explică de ce la ora accidentului șoferul făcea o cursă cu 16 călători, dintre care am înțeles că deja 11 sunt decedați, 4 grav răniți, cadavre dispuse și pe o parte și pe alta săi ferate, microbuzul tărât vreo 500 de metri de la locul impactului. Domnule Foia, ne spuneați că microbuzul era în regulă cu toate autorizațiile, cu toate licențele. Da. De da. Microbuz de 16 persoane? 15 locuri plus unul al conducătorului auto. Erau exact 16 persoane în microbuz. Da, 12 au murit față de ce știți dumneavoastră, încă o persoană a murit. 11 sunt declarate decedate, 12 au încă se resuscitează. Inspectoratul județean de poliție Iași ne-a anunțat în urmă cu puțină vreme că și femeia a murit. Femeia pe care medicii smurd încercau să o resusciteze a murit. Este vorba despre 12 persoane decedate. Spuneți-ne și nouă numele societății care deține acest microbuz, pentru că am vrea să vorbim cu reprezentanții ei. Societatea se numește Valcris Trans. Valcris Trans. Au mai existat accidente în care să fie implicate mașini ale acestei societăți? Nu am cunoștit la fața locului. Acum ar trebui să intru în baza de date la birou să verific. Am avea nevoie de aceste informații și vă rugăm să reveniți cu ele. Încă o chestiune. Vă mai spun că șoferul a avut vreo 7 sancțiuni contravenționale date de poliția rutieră de când deține șoferul permis de conducere. Câți ani are domnul Foia acest șofer? Da? Domnule Foia, ne auziți? Vă ascult. Marinela Nedelcu, colega mea, vă întreba câți ani are șoferul acestui microbuz? Cred că în jur de 26 de ani. Și are deja 6 sancțiuni. La câte sancțiuni poate firma să îl scoată, să îi spună, să se ducă să mai dea o dată examen, să se mai informeze, să mai citească o carte despre circulație? Nu există o astfel de măsură? Vă imaginați că este o abundență de informații care vin de la toate instituțiile abilitate să investigheze accidentul la fața locului. Eu vă spuneam din ce am auzit că șoferul ar avea deja vreo 7 sancțiuni contravenționale date de poliția rutieră. Da, eu vă întrebam teoretic, la aceste firme transportatoare, există o limită de sancțiuni pe care le
pot primi șoferii, adică la trei amenzi să-l țină o lună de zile acasă să mai învețe cum să meargă sau... Probabil că sunt prevăzute în codul rutier. Din punctul nostru de vedere, aceste sancțiuni ale conducătorului auto pot fi încadrate în abateri grave care atrag șoferii cazieri operatorului de transport și în final există măsura de retragere a licenței de traseu, anularea, depinde de caz. Eu vreau să vă mai întreb și altceva din experiența dumneavoastră. În momentul în care un microbuz vine într-o altă zonă în care el nu face curse de obicei, cei care au monopol pe acea zonă, știm foarte bine că toate localitățile sunt deja împărțite între firme, nu sar ceilalți șoferi, nu au deja niște curse stabilite, sătenii respectivi care merg dintr-o localitate în alta nu știu să se urce doar în firma respectivă care are... traseu pe acolo, cum să urc așa într-o mașină 15 persoane că oprește în stație și ia pe sus sau cum? Cum credeți că s-a procedat? Ați intuit foarte bine și din experiența care am de când lucrez în cadrul autorității rutiere, cam așa procedează. Pentru că toate societățile operatoare de transport, de curse regulate de persoane, dețin niște trasee licențiate. Ori astea se emit pe baza unor grafice la anumite ore. Probabil că pe un anumit traseu pot exista de la o cursă până la 20-50 în funcție de frecvența solicitării călătorilor. Călătorii s-au cam obișnuit când au nevoie să meargă undeva, ies la marginea drumului și fac din mână. Și atunci ei urcă în autoturism, în tot felul de microbuze, pirați. Da, da, 15 persoane, 15, nu erau 3-4. Tot 15 persoane erau și în tren. De asta vă spun, probabil că șoferul are rude ceva prin zonă și a vrut să facă un act de binefacere. Domnule Foia. Constituit anterior, urma să facă cursa respectivă. Dar ați mai întâlnit astfel de situații și în alte localități? Sunt frecvente cazurile astea. Spuneți-ne, Valcris Trans este firma care deține microbuzul. A mai fost implicată această firmă în vreun incident? Mașinile ei au mai fost implicate în accidente rutiere? Atât de grave nu. Este o firmă care se ocupă doar cu transportul de persoane? Da. Este una de notorietate, adică pe acolo unde există trasee cu autorizație, localnicii cunosc această firmă? Această firmă, vă spuneam că nu deține trasee atribuite în această zonă. Nicăieri. Doar în partea opusă a județului, în zona Pașcanului. În niciun caz aici se va slui. Am înțeles. Nu la Scânteia, asta e clar. Da. Am mai avea nevoie de o informație. Cei de la Valcris Trans au luat legătura cu dumneavoastră cu ei. Ce spun despre ce s-a întâmplat? Am reușit acum vreo 30 de minute să iau legătura cu administratorul. Este foarte speriat. Nu dorește să participe la cercetări la fața locului. Din discuțiile cu dumnealui am reușit să aflăm cine ar fi șoferul. Iar din verificările care le-am efectuat imediat, numele acelui șofer nu apare în baza de date a autorității rutiere române, ca deținând atestat profesional pentru conducător autopersone. Este un șofer amator, adică un posesor probabil de categorie B. Probabil. Și este suficient pentru a transporta persoane? Nu. Trebuie să dețin atestat profesional pentru conducător auto care dețin permis în categoria D sau de E. Am înțeles. Ce faceți, ce veți face dumneavoastră de la autoritatea rutieră în legătură cu această firmă după accident, după accidentul despre care vorbim? În funcție de informațiile care le culegem acum la fața locului, în zilele ulterioare vom confrunta cu ce avem noi depus în baza de date și la arhiva agenției și urmează să aplicăm măsurile legale. Mulțumim pentru aceste informații. Domnule Vârnă, șoferul era doar posesor de categoria B, nu avea niciun fel de atestat pentru transport persoane. Mașina era acolo fără să fie pe traseu. Deci haideți să nu ne antepronunțăm, să lăsăm organele de anchetă sunt să-și facă datoria. E informație, deci informație. Nu pot să fac disertații pe baza unei informații neverificate. Îmi cer scuze. Deci dacă vreți să discutăm despre condiții vis-a-vis de modul de procedură, dinamică și așa departe, pot să o fac. Dar nu pot să fac supoziții pe baza sau fac disertație pe baza unei informații neverificate. Dar aveți toată chestiunea dumneavoastră și opinia publică, toți cetățenii care ne urmăresc, că poliția își va face datoria și va investiga îndeamănunt acest accident. Pentru că, și haideți să vă spun ceva, de la începutul anului în cooperare cu ARR-ul noi am făcut zeci de mii de acțiuni. Zeci de mii de autovehicule destinate transportului de marfă și persoane au fost controlate. Zeci de mii de sancțiuni aplicate.
Iată, dacă vreți, lipsa sau imposibilitatea de a fi acolo, de a fi peste tot unde se încalcă o rutieră, a dus la această tragedie. Firmele de transport, ați văzut, șeful acestei firme nici măcar nu vrea să participe la cercetări, nici măcar n-a vrut. Băi, vă dați seama, e posibil, deci iată, m-a obligat să fac o dizertație, e posibil ca să fie cu musca pe căciulă, în sensul că n-avea ce căuta pe acolo șoferul, n-avea ce căuta pe acolo microbuzul, este ceva, nu știu, o să verificăm și veți primi informații certe. Aurina Petrea, corespondentul Realitatea TV la locul accidentului, este în legătură telefonică directă cu noi. Aurina, înainte de a ne da ultimele informații de la locul accidentului, le spun telespectatorilor că sunt imagini pe care vi le oferim, care vin de la telespectatorii noștri și de la publicațiile din Iași, de la ziarele din Iași. Imagini, fotografii făcute la locul accidentului, comuna Scânteia, județul Iași, un accident produs în jurul orei 14, 12 oameni au murit, 4 sunt grav răniți, printre cei 4 răniți se află și șoferul microbuzului. Aurina, ce vezi, ce se întâmplă? Toate persoanele decedate în urma accidentului feroviar au fost ridicate de serviciul de medicină legală. Acum, pe linia ferată, se încearcă degajarea ultimilor rămășițe ale fiarelor contorsionate, ale microbuzului în care se aflau respectivele persoane. Am vorbit cu oamenii la fața locului, chiar și cu mecanicul de locomotivă și mi-a zis că în momentul în care a trecut prin dreptul localității și semnalele luminoase erau puse în funcțiune, iar șoferul era cu spatele la traseu. Practic, el se ocupa cu totul altceva, nu era atent la drum. Martorii spun că șoferul a coborât pe propriile picioare din microbuz cu banii în mână. Este foarte posibil să fi fost vorba despre o altă persoană. Tocmai am vorbit cu șeful UPU de la Iași, care ne spunea că din rănile pe care le are șoferul, bărbatul de 26 de ani, este puțin probabil să fi coborât pe picioarele lui. Este foarte grav rănit. E foarte posibil ca persoana cu bani în mână să fi fost unul dintre răniți, unul dintre ceilalți trei răniți. Aurina... Probabil localnicii sunt foarte supărați și caută acum un vinovat. Din imagini în acest moment cu sosirea răniților la Spitalul Clinic Sfântul Spiridon din Iași, este vorba despre unitatea de primire urgențe, după toate probabilitățile, nu am această certitudine, dar după toate probabilitățile este vorba despre sosirea rănitului, adică a șoferului microbuzului, pentru că este singura victimă acestui accident care a ajuns la Spitalul de Urgență din Iași. Aurina, ce fac acum sătenii? Ne spuneai că mare parte din ei au rude printre decedați și că erau la locul accidentului, foarte supărați. Toți localnicii s-au adunat aici, tipă, smulg hainele de pe ei, se plâng morții, ajută la recuperarea bagajelor, tot ce aveau pasagerii din microbuz. Echipajele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență încearcă în continuare să degajeze linia ferată, deja pe linia a doua, a încercat repunerea în circulație a trenurilor. Toată circulația feroviară a fost blocată până în acest moment. Mecanicul de locomotivă a urcat, a dat puțin înapoi locomotiva pentru a putea lua toate rămășițele, toate resturile microbuzului de sub roțile trenului. Aurina, spune-ne, dacă te-ai lămurit, ce se întâmpla cu cei 16 pasageri? Plecau sau se întorceau la Scânteia? Toți mergeau, deci toți pasagerii din microbuz mergeau către Iași. Se aflau și în tren pasageri care tot spre Iași mergeau. Aceștia așteaptă, nimeni nu este rănit, toată lumea în afară de panică nu a simțit în niciun fel șocul impactului. Cu toții așteaptă un mijloc de transport pentru a putea ajunge cu bine la destinație. Ce știi despre pasagerii microbuzului? Ei mergeau la Scânteia, mergeau la Iași, ce se întâmpla cu ei? Știu că mergeau către Iași. Chiar am văzut-o pe mama copilului mort în accident. Cea mai mică persoană decedată, este vorba de un copil de 8 ani. În momentul în care a fost luat de serviciul de medicină legală, aceasta striga că copilul a vrut neapărat să se plimbe, să ajungă la ea și uite ce s-a întâmplat. Ce știi despre relația dintre localnicii din Scânteia și șoferul acestui microbuz? Pentru că tocmai am aflat mai devreme de la Autoritatea Rutieră Română că microbuzul nu se afla pe vreun traseu autorizat la Scânteia. Nu știu nimic despre această relație, știu că de regulă șoferii obișnuiesc să profite de orice stătuc pentru a lua oamenii și a-i duce
mă rog, spre orașele sau spre localitățile pe unde merg, tocmai pentru a face un ban în plus, fără a ține cont că nu au loc în microbuz sau că nu au traseu pe acolo. Aurina Petrea, mulțumesc. Le reamintesc telespectatorilor că aceste imagini needitate vin de la Iași, de la Spitalul de Urgență, și vedem în aceste imagini cum este adus la unitatea de primire urgențe șoferul microbuzului care a fost implicat astăzi într-un accident la Scânteia. Foarte importante și indiciile pe care ni le oferă imaginile cu microbuzul lovit de tren, domnule Vârnă, pentru că se vede acolo foarte bine că trenul l-a lovit în mijlocul microbuzului. Există o parte importantă rămasă și în dreapta și în stânga trenului, adică spatele și fața mașinii nu au fost lovite. Trenul a lovit în mijlocul perpendicular microbuzului. Perpendicular pe autovehicul. Nu putea să oblească decât perpendicular. Pentru că trecerea în nivelul calea ferată se face perpendicular pe axul căii ferate. Dar și ar vrea să vă spun și, dacă vreți să fac un apel cu această ocazie, la dumneavoastră, la media în general, să știți că poliția rutieră singură nu poate face față la ceea ce se întâmplă pe șosele din România. Păi și are rău, spunea că participă la acțiune. Exact. Tocmai asta spun, că poliția rutieră nu poate face față singură și avem foarte mult nevoie de aportul mass media în ceea ce încercăm noi să facem în România. În acest, dacă vreți, în acest context general în care fiecare se grăbește, toată lumea vrea să ajungă cât mai repede la destinație, în contextul, dacă vreți, al infrastructurii existente în România. Sau în contextul în care unii vor să câștige cât mai mulți bani. Cât mai multe curse înseamnă cât mai mulți bani. Dacă vreți să puteți lega și de partea financiară, domnule, fără niciun fel de probleme. Mă pun în pielea acestor localnici. Vreau să ajung la Iași. Vine un microbuz, mă uit la el, este întreg, este curat, este, pare, legat. Nu se va dezmembra pe drum. Mă sui. Ce să fac? Pentru că trebuie să ajung. De unde se știu eu că e un microbuz OZN? De unde se știu? Că n-are traseu, că șoferul nu are decât categoria B și n-are voie să transporte persoane. De unde se știu? Ar fi bine ca aceste microbuze să fie luate sau să se îmbarce în aceste microbuze numai în locurile, în stațiile destinate sau amenajate special pentru îmbarcare și coborâre. Ar fi foarte indicat ca în acele stații să fie trecute orele și intervalul în care circulă autobuzul respectiv, să fie inscripționate conform prevederilor legale. De ce nu schimbați legea? De ce nu schimbați legea să-i obligați pe oamenii ăștia să facă așa ceva? Măcar oamenii care stau în stație să știe dacă microbuzul nu este inscripționat nu știu cum și dacă șoferul nu are ecuson, atunci nu mă urcă, înseamnă că e ilegal, e un OZN. Niciun efort nu este prea mare din partea oricui atunci când acest efort tinde să salveze vieți. Marilena, nu ai senzația că suntem în 2007, deci au trecut 2 ani de la un accident extrem de grav, era cel mai grav, acum nu mai e, și da, situația este neschimbată. Doamne ferește de un alt record. Eu cred că inconștiența este, în primul rând, din partea acestor patroni de firme, care poate vor să câștige cât mai mult, dar eu nu cred că este mai mare vina șoferului decât vina patronului său, care i-a dat un astfel de microbuz pe mână, l-a lăsat să se ducă unde a vrut el, pentru că dacă avea o foaie de parcurs, nu avea ce căuta pe distanța pe care era acum și nu avea un traseu bine stabilit. Eu cred că acești patroni de firme trebuie controlați foarte drastic de acum încolo și amenziile să fie, nu știu, să le confiște mașinile. În momentul în care nu îndeplinești niște condiții, ți-am luat mașinile și ți-am închis firma. Că i-am dat o amendă și el i-a luat, și i-am luat permisul șoferului și el peste o lună angajează un alt puștan de 20 de ani și nici nu-l întreabă măcar câte amenzi are la activ, nu cred că ne încălzește cu ceva. Până la urmă, oamenii sunt cu bună intenție într-o stație de autobuz și dacă trece un șofer pe acolo și ia mai ieftin cu 2 lei decât șoferul care trece de obicei și pe care ei îl cunosc că trece prin satul lor, nu îi poți condamna. Ce aș vrea să vă spun? Vis-a-vis de faptul, dacă aveți o întrebare retorică pentru transportatori, atât timp cât angajezi un conducător auto și îl vezi că în decurs de un an sau de 2 ani acumulează 6-7 sancțiuni la nerespectarea regimului circulației, vă dați seama, acel transportator ar trebui să-și pună o întrebare. Dom'le, mai este cazul să-l țin angajat la mine în condiții care are acest comportament rutier? Știți dumneavoastră că în urma sancțiunilor nu i-a scăzut salariul și exact. Transportatorul nu știu dacă i-a convenit. Dar eu ca transportator ar trebui să aleg să selectez acești oameni care au responsabilitate, pentru că aici accentul s-a comis pe fondul unei irresponsabilități crase. Deci este inacceptabil. Deci de la 300 de metri este presemnalizată, treci acolo la nivel care ferată. Ai 300 de metri în care trebuie să decizi. Treci, te oprești sau respecti legea sau îți iei lumea în cap și treci peste acel, peste calea ferată. O legătură telefonică directă cu Eusebiu Pistru, este secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Bună ziua! Bună ziua!
Cine i-a omorât pe cei 12 oameni, domnule Pistru? Deci pot să vă spun că de la început se pare că șoferul făcea o cursă ilegală pe acea porțiune de drum. Am dispus o echipă de la RL Central să deplaseze la fața locului pentru a face o anchetă, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Vom verifica firma respectivă, să vedem dacă întrunește toate condițiile de licențiere. Domnule secretar de stat, mă scuzați că vă întrerup. Noi suntem niște ziariști cu experiență și tocmai vorbeam mai devreme că avem așa un deja vu. Spuneți-mi și mie, au mai fost astfel de accidente? S-au înăsprit măsurile pe care le luați împotriva transportatorilor, împotriva patronilor de firme de acum 2 ani și până acum? S-a luat vreo măsură mai drastică? Pentru că până la urmă nu ne încălzește cu nimic că un tânăr de 25 de ani a omorât 12 persoane și o să răspundă penal pentru asta. Normal că împotriva patronilor, transportatorilor vom lua anumite măsuri, dar ce pot să vă spun acum? Pot să vă spun că lucrăm la o lege pentru ca toate firmele de transport, inclusiv șoferii, li se va face un cazier. Lucrăm la această lege, probabil într-o perioadă scurtă de timp vom da drumul la lege și în acel moment vom ști toate firmele care au la activ accidente în momentul când o să vină la licențiere. La fel o să facem și cu șoferii. Fiecare șofer va avea cazier și vom ști dacă a avut în trecutul lui ceva accidente și dacă mai întrunește condițiile pentru a lucra. Până faceți legea asta, probabil o să mai treacă vreo 2 ani, cel puțin. Până faceți legea asta, mâine, în această seară, dintre telespectatorii noștri, au nevoie de transport. În această seară, li se termină serviciu și vor să se ducă acasă. Ce fac ei? Ce se întâmplă cu ei? În mâna cui își pun ei viețile? În acest moment pot să vă spun că toți șoferii care lucrează la anumite firme de transport persoane au atestate, sunt acreditați de autoritatea... Domnule Pistru, să știți că vă înregistrăm. Domnule Pistru, atenție! Mare grijă la ce spuneți, că vă înregistrăm și o să vă difuzăm până nu o să mai avem nevoie de nimic altceva. Tocmai am aflat de la Registrul Auto Român, de la Autoritatea Rutieră de la Iași, că șoferul implicat în acest accident nu avea niciun fel de atestat. Nici măcar nu avea categoria de permis care i-ar fi dat voie să transporte pasageri. Și veniți și ne spuneți că șoferii au atestate? Nu, șoferii normal. Nu pot să răspund eu pentru așa ceva. Pentru dacă acel șofer nu va avea... Dar de ce răspundeți dumneavoastră, domnule secretar de stat? Nu, dacă acel șofer se confirmă că nu are atestat, va răspunde, este normal, patronul care l-a angajat fără atestat. Păi asta vă interesează pe dumneavoastră și pe firmele de transport. Ce vă tot întreb eu aici este ce se întâmplă cu pasagerii. Ce se întâmplă cu oamenii care au nevoie să ajungă din punctul A în punctul B și sunt pescuiți de pe marginea drumului de astfel de mașini. Eu vă propun ca la acei oameni să nu meargă decât cu firme autorizate, dar da, un om care se urcă într-un microbuz, nu poți să-l întrebi pe șofer dacă are atestat. Bun, iată, deja vorbim aceeași limbă. De unde știu pasagerii că respectiva firmă este autorizată? Bun, cum... Spuneți de lasă, nu avem cum să verificăm asta. Oamenii noștri de la Autoritatea Rutieră Română sunt în continuu pe traseu și verifică aceste mașini care execută anumite trasee. Dar n-ar putea avea niște plăcuțe speciale? Să fie o plăcuță tip care să fie în bordul autoturismului respectiv? Cum își pun ei numele șoferului? Ion, Vasile, cum am văzut atâția care își umple bordul de maimuțoi, mai bine și-ar pune o plăcuță tip pe care să aveți noastră o ștampilă și să știu că aia este o mașină autorizată. Cum se întâmplă la taxiuri, domnule Pistru? Taxiurile au o placă metalică pe care scrie numărul de serie, știu măcar pe cine trag la răspundere, dacă nu-mi place ce mi se întâmplă. Eventual dacă nu mor, evident. În acest moment pot să vă spun cu regret că nu avem așa ceva. Bun, bun. Și ce faceți? De ce primiți salariu, domnule Pistru? De ce sunteți plătiți? Păi suntem plătiți ca să modificăm și să schimbăm anumite legi. Nu, în
acest moment, v-am spus, facem, lucrăm la o lege care în scurt timp probabil va ieși cu aceste caziere pentru șoferi și pentru firmele de transport și asta facem. Știți și dumneavoastră foarte bine că o lege nu putem să o facem într-o săptămână, în două săptămâni. La orice lege se lucrează, se discută în Comisia de Dialog Social. Sunt niște pași care trebuie urmați pentru a modifica niște legi. Așteptarea asta nu vă poate fi pusă în cârcă, cum spuneam și mai devreme, un accident foarte grav petrecut în 2007, în circumstanțe similare, soldat cu 11 morți, nu a adus niciun fel de modificare. Ajungem în anul 2009, în luna august, și se întâmplă încă un accident cu un mort în plus și dumneavoastră ne spuneți că vreți să schimbați legea. Mult succes! Dar până acum ce ați făcut? Până acum... Nu erați secretar de stat. Nu erați dumneavoastră secretar de stat, nu? Deci cei care au fost acolo unde sunt eu acum, aceia după acel accident trebuia să schimbe legea. Și nu au schimbat-o, evident. Cât de sigur sunteți că odată schimbată legea, șoferii, firmele de transport și așa mai departe o vor respecta? Dacă nu faceți controle, dacă nu sunteți după ei, dacă nu-i urmăriți? Ca pe hoții de cai. Singura modalitate ca ei să respecte legea este aceea ca să fim în continuu după ei, cu controle și cu amenzi. Asta este singura modalitate pe care putem să o facem acum. Domnule Pistru, știți ce propuneam eu mai devreme? Nu știu, mă gândesc așa ca ziarist. Dacă dumneavoastră constatați la o firmă că are mai multe abateri, poate are mai multe accidente, nu neapărat ca cel de astăzi, opriți-le activitatea, le confiscați mașinile, le faceți controle non-stop, nu știu, dar altceva decât să le dați o amendă și să le luați permis împreună cu poliția rutieră acestor șoferi, pentru că nu îi interesează pe acești patroni. În momentul când aceste firme vor avea cazier și vom trece toate problemele pe care le au la cazier, normal, în momentul când o să vină la licențiere sau reînnoirea licenței de transport, nu o să mai îi se acorde dreptul de a face transport. Totul este cu osă. Spuneți-ne, vă simțiți responsabil în vreun fel pentru ce s-a întâmplat astăzi? Nu mă simt responsabil. Deloc? Deloc. Pentru ce să mă simt eu responsabil? Pentru că statul nu-i ajută nicicum pe cei care stau pe marginea drumului, au nevoie de transport și care sunt pescuiți de indivizi de genul acestuia. 26 de ani, doar categoria B, permis doar categoria B, transporta 16 persoane, nu avea voie să facă lucrul acesta, iar firma care i-a dat microbuzul pe mână nu avea niciun fel de licență pentru traseu prin localitatea Scânteia. Deci tot ce se întâmpla acolo era ilegal. Autoritatea, statul, cum i-a ajutat pe pasagerii acestui microbuz să nu cadă pradă unui căutător de bani? De la început v-am spus că această cursă a fost ilegală. A fost ilegală. Acel patron care i-a încredințat mașina acestui șofer irresponsabil va răspunde pentru ce a făcut. Am înțeles. Statul însă nu-i ajută nicicum pe cei care aveau nevoie de transport și care au fost acolo. Eusebiu Pistru, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, ni s-au alăturat Mădălin Voicu, deputat PSD, Aurelian Pavelescu, consilierul lui Crin Antonescu, Gelu Vișan, deputat PDL și Costi Rogozanu, redactor șef adjunct la Cotidianul. Domnule Voicu, cred că ați văzut măcar o parte din discuția noastră cu domnul secretar de stat. Suntem exagerați? Trebuie să ne ajute statul în vreun fel, să ne asiste, să ne ofere vreun soi de ajutor în fața căutătorilor de bani? Acum, eu nu vreau să fiu sarcastic, dar care stat? Cel reprezentat de domnul Pistru. Nu asta vedeți că zi de zi există anomalii, malformații, erori care nu se mai opresc. Cred că acum, dacă e să ne referim la stat, dacă asta ar trebui să... Dacă așa ar trebui să gândim, primul vinovat este cel care i-a dat autorizație acelui patron care a delegat pe acest băiat de 26 de ani, care n-avea categoria de a conduce pentru conducere de dubiță sau ce... Transport persoane era. Am înțeles că a avut și vreo 6-7 contravenții. Lucrurile sunt încârligate, deci nu poți să dai vina pe stat așa, generic.
poți să spui patronul respectiv n-a verificat sau nu trebuia să-i dea autorizație? Coborâm din sferele înalte. Statul reprezentat aici de Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră. Deci putem să ajungem chiar până la microbuz, Autoritatea Rutieră Iași. Nu, Grigion, se întâmplă atât de multe lucruri, că dacă numai ăsta ar fi un motiv de discuție astăzi, poate am avea, am simțit nevoia să dezvoltăm subiectul, dar sunt atât de multe lucruri greșit făcute în țara asta, unde, din nefericire, decurg și evenimente de genul acesta cu victime, încât nu știu dacă putem învinovăți pe cineva în mod expres cu contur. Sunt vinovați foarte mulți în acest moment, în această situație și nu numai în această situație. Costi Rogozanu, te-ai dat cu microbuzul în ultima vreme, la țară, undeva, în România asta? Nu? N-ai avut plăcerea. Eu am avut plăcerea și se întâmplă în felul următor. Stai undeva, într-un drum plin de praf și nici nu știi când o să vină cineva să te ia. La primul microbuz, nu că sari în el, dar îi și mulțumești lui Dumnezeu că ți l-a trimis în cale. Ce se întâmplă după aia? Dumnezeu cu mila. Că nu știi, are autorizație, nu are autorizație, merge unde vrei tu și așa mai departe. Nu ai decât o mică discuție cu șoferul microbuzului și atât. Unde merge acolo, punct. Ți se pare în regulă pentru o țară din Uniunea Europeană în anul 2009? Nu se pare în regulă, dar trebuie să fiu de acord cu domnul Voicu când spune că cu cât sărim mai repede la stat, direct la stat, așa, la un concept, să îl tragem la răspundere, cu atât nu vom rezolva nimic. Aici e o chestie de executare rapidă. Deci trebuie văzut toți responsabilii, toată lumea afară, din acea zonă, din Iași sau unde s-a întâmplat. N-am urmărit exact subiectul, dar eu asta aș forța și ca jurnalist și ca, nu știu, responsabil în acea zonă. Aș forța un răspuns rapid din partea autorităților imediat răspunzătoare. Mergem la Urina Petrea, este la Scânteia, în județul Iași, este locul în care s-a petrecut accidentul despre care vorbim de câteva ore încoace. Vă reamintesc, în jurul orei 14, un tren care mergea cu 80 de km pe oră a lovit în plin un microbuz plin cu 16 oameni. Dintre cei 16 pasageri ai microbuzului, 12 persoane au murit, 4 sunt în stare gravă la spital, printre cele 4 persoane rănite și șoferul microbuzului, un bărbat de 26 de ani, care avusese 6 sancțiuni date de poliția rutieră în ultima vreme, nu avea decât permis de conducere categoria B, iar microbuzul, firma care operează, care deține acest microbuz, nici măcar nu avea licență de transport pe traseul în care să fie conținută și localitatea Scânteia. La locul accidentului, vă spuneam, Aurina Petrea. Aurina, ce se întâmplă? În acest moment încă se mai lucrează la degajarea liniei ferate. Aproape microbuzul, mai mult fiarele contorsionate au fost scoase de sub roțile trenului. Urmează a se degaja linia. Ultima informație este aproape certă. Șoferul microbuzului efectua curse ilegale zilnic, de 3-4 ori pe zi. Făcea curse Scânteia Iași. Venea și culegea oameni din toate satele acestei comune și le ducea către Iași și, desigur, le aducea înapoi. Am vorbit cu oameni care s-au întors chiar în această zi de la Iași, au fost în acest microbuz. L-am auzit pe șeful ARR Iași când spunea ministrului transportului la telefon că șoferul, că este vorba mai mult ca sigur de o cursă ilegală. Oamenii din sat îl cunoșteau foarte bine pe șofer, ne-au spus că se întâmpla de multe ori să fie mai puțin responsabil la volan, făcea mai multe treburi deodată și nu era foarte atent în trafic. Aurina, cu alte cuvinte, numai cine nu voia nu știa că respectivul făcea curse de la Scânteia la Iași. Oamenii nu știau foarte bine dacă avea sau nu licență pe acest traseu, dar știau că zilnic acest microbuz vine, trece prin satele lor, aproape din exact traseul Scânteia Iași. Se ducea, venea și își încărca mașina, o descărca la Iași. Bun. Aurina, o informație pe care ne ofereai ceva mai devreme, pe care ai obținut-o de la mecanicul trenului, l-ar fi văzut pe șofer înaintea impactului, când se apropia de microbuz, stând cu spatele la drum? Da. Șoferul, mecanicul locomotivei a confirmat faptul că în momentul în care a trecut prin dreptul barierei, a văzut microbuzul foarte aproape de linia ferată și șoferul era efectiv întors cu spatele. Nu era atent. Aurina Petrea, ne întoarcem la tine pentru detaliile de la fața locului. Domnule Vișan. Da. În primul rând, eu cred că acolo
Nu știu dacă s-a produs o nenorocire. Nu știu dacă ați fost cu noi, am urmărit, dar pentru telespectatori, am urmărit. Spun încă o dată, am stat de vorbă cu autoritatea rutiere română de la Iași, am stat de vorbă cu secretar de stat din Ministerul Transporturilor, ambii ne-au spus că, într-adevăr, nu exista licență, dar trebuie să mai cerceteze, să vadă dacă șoferul acesta era doar accidental la Scânteia. Dar iată, aflăm de la Săteni că era accidental de 3 ori. Personal, eu cred că șoferul era angajat într-o discuție cu... Am vorbit și cu... Era angajat într-o discuție cu pasagerii, pe de o parte. Iar pe de altă parte vreau să vă spun că dacă și după această tragedie, care șoferul, nu știu, nu putem să-i spunem criminal, dar un irresponsabil total care a omorât atâția oameni, nu știu ce alt nume are, eu cred că în acest moment trebuie să ne aplecăm din ce cauză asupra zonei din care provin astfel de situații. Iar în cazul de față avem o chestiune foarte simplă. Nu putem să fim atât de nevinovați, nu, domnule Vișan. Nu avem descoperim acum apa caldă. Păi nu, dar eu vă spun acum ce se întâmplă, pentru că am interesat înainte de a veni la emisiune și am aflat niște lucruri foarte curioase. Și anume că în astfel de zone, șoferii care obțin, conducătorii auto, care obțin astfel de, aici este și o cursă ilegală, dar oriunde cei care efectuează curse legale pe anumite tipuri de categorii, timp de 10 ani de zile, permisul de conducere este valabil. Timp în care, în afară de ARR care verifică microbuzul și așa mai departe, poliția nu efectuează decât la cerere sau când este sesizată un control dacă, de exemplu, unul ia razna, unul dintre șoferi. Pe de o parte. Pe de altă parte, să vă spun un lucru extrem de interesant pe care l-am verificat, și anume dacă la 9 ani, 11 luni și 27 de zile el își preschimbă permisul, conducătorul acela auto, scapă și de puncte? Nu. În acel moment nu mai e nevoie să vină cu fișa medicală. Ori aici există o soluție clară, cred eu, pe care ar trebui să o aplicăm, și anume aceea că odată la 2 ani, la 3 ani maxim, toți șoferii de mijloace de transport în comun, că sunt microbuze, că sunt autobuze, că sunt alte mijloace de transport în comun, autocare și așa mai departe, să fie supuși unor teste de cunoștințe, de circulații, de psihologice, psihiatrice, de toate și cu foarte mare, de către poliție. Pentru că în acest moment poliția nu are, dacă vreți, controlul asupra acestei foarte mare masă de oameni. Adrian Moraru, IPP, de o oră și ceva, de o oră și un sfert, stăm de vorbă cu tot felul de autorități care ridică din numeri. Da, se întâmplă, sunt răi, sunt răufăcători, sunt, dar noi nu avem ce să le facem. Îi controlăm, pe unii mai descoperim, dar fenomenul există în continuare. Asta este, cum spun americanii, sau face, ar putea să facă foarte bine parte din categoria a nut case, cum spun americanii. Adică? Adică cazul unui nebun. Adică nu te poți, te poți pregăti pentru tot felul de accidente. Sau, asta provine din nebunii teoria să meargă la instituții speciale, celor care asasinează președinții. Nu și din gărzile președinții. Se gândesc la tot felul de scenarii și de... Dar când apare un nebun care face un lucru inimaginabil sau pe care nimeni nu l-ar face vreodată... Nu e un nebun care a luat o mitralieră acum în mână și a intrat într-o școală și a împușcat... E același lucru. Cred că probabil dacă cu o mitralieră nu reușea să moară 12 ani. De 3 ori pe zi într-un sat îl cunoșteau oamenii. Să vă spun atunci cine este al doilea vinovat după mine. Dacă el chiar era întors cu spatele și vorbea sau dădea restul pentru un bilet. Dacă făcea curs. Omul care l-a ținut de vorbă, și eu am mers cu microbuzul acum ani bun de zile și știu că aproape la fiecare cursă exista câte un băiat deștept care ținea să facă conversația în microbuz și în special persoana pe care ținea în mod deosebit să îi se răspundă la conversație era șoferul. Poate că asta ar fi lecția pe care ar trebui să o învățăm. Dom'le, lăsați șoferul să-și facă treaba și dacă el este vreun din ăsta care are arțag și chef de vorbă, tăiați-i conversația și lăsați-l sau dați-i de înțeles să fie cu ochii pe drum și nu pe ochii de, la făcut atmosferă. Patronul, cum să spun, el putea să fie și pe o cursă legală și putea să facă chestia asta. Adică faptul că a traversat o cale ferată care nu era pe un... Nu vreau să-l scuz, Doamne ferește, firma din tot lucrul ăsta, dar dacă el conducea astfel, el putea să fie alocat și unei curse licențiate a acestei firme și să facă același lucru sau să intre cu microbuzul într-un stâlp. Firma nu are niciun fel de scuză pentru că nu exista licență, iar de licență se ocupă firma. Și iar în al doilea rând, respectivul șofer nu avea categoria de... Suficient, nu avea categorie de...
necesară. De e și asta un lucru și poate că aici, pe partea de justiție, vedeți că zilele astea discutăm și de justiție, lucrurile se vor îndrepta când în România, un asemenea caz, și poate domnul Pavelescu ne poate spune lucrul ăsta, firma respectivă, dar și el, dacă o fi avut vreo avere, deși mi-era mai să fie vreo avere, ar fi plătit câteva sute de mii de euro fiecare victime a acestui accident. Se poate și poate că lucrurile astea... Se pot îndrepta pasagerii sau, mă rog, rudele lor împotriva firmei? Da, se pot îndrepta. Este vorba de răspunderea civilă delictuală și este posibil o asemenea acțiune și probabil că se va și face din partea familiilor. Dacă acum, eu aș vrea să punem totuși puțin în context. Vedeți, accidentele fac parte din viață. Nu este ceva cu totul deosebit că a existat un accident și vor mai fi accidente. Nu știu dacă persoana era chiar nebună și lucrul ăsta trebuie dovedit de cineva și n-aș merge pe asemenea interpretare sau abordare, pentru că... Cred că domnul Moraru se referea mai degrabă la nebunia suntem foarte... Reducem totul și niciunul dintre noi de aici din platou, prins într-o anumită situație sau într-un anumit context, n-a scăpat de un asemenea... de asemenea etichetă. E nebun. Și suntem prea reducționiști punând problema așa. Problema este însă mult mai complexă și mai grea. De fapt, persoana respectivă și firma respectivă răspundea unor nevoi. Și în România, 80% din oamenii care stau mai ales în mediul rural nu au asigurat transportul pe raza comunelor, către orașele apropiate, către municipiu. De ce? Pentru că statul, s-a vorbit despre stat foarte mult și în emisiunea asta, este așa cum ni l-am dorit cu toții, un stat miniman, un stat liberal, în care aceste activități să fie realizate de către particular și așa mai departe. Nu aș găsi o responsabilitate la statul generic. Aici mai degrabă sunt responsabile comunitățile, vorbesc de primari, de consilieri, la nivel județean, care trebuie să rezolve această problemă pentru oamenii care nu au posibilitatea să se deplaseze. Este, încă o dată, s-a răspuns unei nevoi. Și spuneați mai devreme că și dumneavoastră și oricare dintre noi, dacă ne-am aflat într-o comună, nu știu de unde, din România, și n-am avea cu ce merge la județ, la municipiu, atunci îl iei pe ea mănene. E un microbuz care de multe ori aparține unor particulari. Sunt asemenea situații, sunt sute, sunt mii, în care omul are un microbuz în curte sau o mașină, vin oamenii din comună, îi plătesc cât cere și își fac treaba. Deci asta este România reală. Nu cred că trebuie responsabilizat Ministerul Transporturilor. Nu are Ministerul Transporturilor de a face cu așa ceva. Sigur că a fost ilegală. Este o altă chestiune. Legalitatea în România nu mai reprezintă aproape nimic, din păcate. Și ne raportăm tot timpul la legalitate, la statul de drept. Nu există. Sunt niște cuvinte goale de conținut. Cred că este un accident nefericit, mai ales că înțeleg că avea vizibilitate și stânga și dreapta foarte mare, sute de metri. Pur și simplu a fost un moment tragic. Persoana nu cred că era în stare de ebrietate și așa mai departe. Îl spuneți imediat. Stați puțin, avem o legătură telefonică directă cu un reprezentant al SMURD-ului de la Iași. Este vorba despre Liana Cimpoieșu, este chiar medicul coordonator. Doamnă, bilanțul s-a modificat? Din păcate s-a modificat. Am încheiat intervenția. Dintre persoanele transportate la spital, m-auziți? Da. Alo. Vă și ascultăm, da. Da, vă mulțumesc, îmi cer scuze. Dintre persoanele pe care le-am transportat la spital, două au instalat stop și după mai mult de 60 de minute de resuscitare, din păcate, am declarat decesul. Așa că bilanțul tragicului accident în acest moment este de 13 persoane decedate și 3 aflate în viață, 3 persoane în stare critică. Aflate una la neurochirurgie, la spitalul profesor Oblu, una la ortopedie, la spitalul de urgență și una în spitalul clinic județean. Ce știți despre șofer? În ce stare este șoferul? De șofer m-am ocupat personal la locul accidentului. Era conștient, cu un traumatism craniocerebral, cu o plagă la nivel cerebral și cu un traumatism de membru inferior. Eu am avut cu el strict o discuție medicală pe leziuni, pentru evaluare. Am înțeles, dar sunteți cea mai potrivită persoană care ne poate confirma sau dimpotrivă informația conform căreia șoferul ar fi coborât din microbuz pe picioarele lui?
nu a coborât pe picioarele lui sau cel puțin în momentul în care noi am ajuns acolo și am fost primul echipaj medical care am ajuns acolo împreună cu colegii de la ISU, l-au găsit întins în fața microbuzului. Poate dacă un martor din gară a declarat că el ar fi ieșit, eu nu pot să vă spun, eu l-am găsit cu toată echipa mea întins pe jos, cu o plagă la cap și cu un traumatism de membru inferior, l-am evaluat, l-am tratat și l-am trimis cu un echipaj către ortopedie, considerând că leziunea din acest punct de vedere îi poate pune în pericol viața. Și o altă informație este cea conform căreia ar fi avut mare grijă de o sumă de bani, probabil banii pe care îi încasase de la pasageri. Nu cred. Unul din asistenții medicali, vreau să vă spun că a fost acolo de față asistentul medical și medicul din dispensar, în mod absolut grozav și nemaipomenit, s-au prezentat foarte repede la locul accidentului și felicit pentru lucrul ăsta. Și asistentul îmi spunea că șoferul a întrebat un singur lucru, sau i-a spus un singur lucru, sper să nu fie nimeni mort. Din păcate, speranța lui nu a fost confirmată de realitate. Iar eu cu el am avut strict discuții medicale despre leziuni, despre ceea ce îl doare, imobilizarea care s-a făcut la locul accidentului, începerea perfuziilor. Nu am avut discuții și nu am văzut nimic care să mă ducă cu gândul la bani sau la altceva. Liana Cimpoeșu, medic ordonator Smurdiaș, mulțumesc, le reamintim telespectatorilor. Un accident petrecut astăzi în jurul orei 14 la Scânteia, în județul Iași. Vedeți acum pe ecran ultimul bilanț, 13 oameni au murit, 3 sunt grav răniți, toți cei 16 erau pasagerii unui microbuz care a trecut peste calea ferată exact atunci când trecea pe acolo un tren. Trenul venea cu 80 de km pe oră, a lovit microbuzul în plin, 3-4 persoane au fost aruncate pe o rază de 200-300 de metri, au fost aruncate din microbuz, restul au rămas blocate în interiorul lui. Cum spuneam, 13 oameni au murit și 3 sunt răniți. Dintre pasagerii trenului, 15 la număr, plus mecanicul, niciun rănit. Nu este vorba decât de mici sperieturi. Oamenii ar primi chiar în aceste momente îngrijiri psihologice din partea medicilor de la Smurd. Domnule Vișan. Totuși, foarte ciudat, înțeleg că trenul s-a oprit în 200 de metri. Asta a fost prima informație. Da, dacă microbuzul ar fi fost târât 200 de metri. Foarte mult a mers totuși trenul. 200 de metri după impact, chiar și la 80 de kilometri. Se pare că foarte mult a mers trenul și s-a oprit într-o distanță foarte, foarte mare. Pe de altă parte, nu știu dacă e mult. Distanța de frânare a trenului este foarte mare în raport cu cea autovehiculului. Masa trenului fiind foarte mare, deci el alunecă pe șine ca pe o pistă de patinaj, dacă vreți. De regulă, un tren la viteză de peste 100 de km la oră, 110, se oprește în 400 de metri. Deci se frânează. Am avut un accident la Slobozi, la Fetești, cu soldat cu 6 victime. Tocmai trenul l-a văzut, a frânat în timp, dar n-a reușit să se oprească și n-a putut să evite. Deci este corect să se fi oprit în 200 de metri, la 80 de metri. Da, era o curiozitate. Pe de altă parte, nu cred că ar trebui, vă spun chiar așa, e un criminal și așa mai. Este un om de 26 de ani, probabil că va suferi toată viața în urma leziunilor și nu numai. Dacă va scăpa cu viață, șoferul va plăti din buzunar foarte mulți bani pentru cei decedați. Este România reală. Un om care își câștiga existența, nu? În modul ăsta, într-o situație foarte grea prin care trebuie. Avea o cursă astăzi la ora 18, o cursă de care știa patronul lui, ar fi trebuit să transporte niște oameni către o nuntă, dar despre acest transport nu știa nimic șeful lui, se pare că îl făcea nume propriu. Domnule Voicu, a existat o informație pe care am primit-o mai devreme și peste care am trecut mai ușor. Și anume, sătenii din Scânteia îl cunoșteau pe acest tânăr și mulți dintre ei au început acum să spună că, de fapt, era inconștient, era neglijent și că lucrul ăsta era de notorietate. Atunci există și vreo vină din partea pasagerilor, oameni care și-au pus viețile pe mâna acestui om? Nu știu ce să zic. Repet, nu vreau să par atât de sever, dacă vreți, dar am senzația că multe lucruri, inclusiv acest episod, dar multe lucruri fac parte din neputința noastră generală. Și aici, dacă e să invinuim, cum spune Aurelian, nu putem face
un singur vinovat din această nenorocire. Dacă ei știau că el e tralala, trebuia să nu se urce cu el în mașină. Nu, dacă o luăm așa, că putem avea și reacția unui om normal. Dacă toți erau, știu eu, prieteni cu el și îl știau că e un tip dezechilibrat sau mai nervos, ca să fiu delicat, atunci trebuiau să renunțe să se urce cu el în tren, în mașină. Sunt primele imagini filmate de la locul accidentului, sunt filmate de colegii noștri care au ajuns acolo în urmă cu o oră, o oră și jumătate. Domnule Vârnă, am văzut mai devreme semnalul. Nu exista barieră, exista doar crucea, exact, și cu un semnal luminos și acustic. Câte astfel de treceri există în România? Nu am o inventare a acestor treceri la nivelul care ferată. Sunt mai multe de astea sau mai multe din cele cu bariere? Eu cred că aceste, repet, și vreau să rămână bine întipărită această idee, că trecerea la nivelul care ferată, dacă vreți să instalează semibariere, numai în locurile în care există un risc accidentogen ridicat pe acest fond. În condiții în care această zonă nu era niciun trafic intens de autovehicule, de-aia s-a probabil că cel care a semnalizat calea ferată a decis că este suficient un semnal acustic și unul optic pentru a impune... Nu era barieră acolo. Nu era semnibarieră. Nu exista barieră. Există așa ceva, trecere de cale ferată fără barieră? Sigur că da. Sigur. Semnalizate, sigur că luminos și bun, există semnal luminos, dar și barieră. Nu, și fără barieră. Există și așa, și așa, cum spuneți dumneavoastră. Deci în raport și de intensitatea traficului care tranzitează calea ferată. Deci în raport. Dar ce-ar vrea să, dacă îmi permite să fac o mică remarcă vis-a-vis de ce a spus domnul senator, de spiritul acesta civic. Domnule senator și domnilor invitați și cei care ne urmăresc, avem nevoie de societatea civilă, noi, poliția. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și avem foarte mare nevoie de, cum să spun eu, de spiritul de observație al cetățeanului care se află în stradă. Avem nevoie de informațiile care cetățeanul trebuie să le dea, în cazul ca asta, noi să putem în să stopăm aceste fenomene. Ce-ar fi putut să facă cetățenii, oamenii de acolo, din Scânteia? Ce-ar fi putut să... Domnul senator a spus foarte bine. Exact. Vine un șofer de 3-4 ori pe zi și... Dar credeți că șeful de post nu știa? Să-l verifice. Știa toată comuna, și primarul, și consilierii. Așa ajungem la stat. Pe de altă parte, nu, acesta nu este neapărat statul. Există o complicitate. Există o complicitate, era arhicunoscut. Probabil că și primarul a mers cu microbuzul. Asta este viața la țară, în satele din România. Asta este viața reală. Asta este ilegal, însă dacă el ar fi intervenit, să fiți sigur că probabil chiar și unii dintre cei care erau cu microbuz și sunt în nefericire morți, l-ar fi luat cu pietre dacă i-ar fi spus, domnule, de astăzi nu mai puteți să mergeți la oraș. Pentru că, domnul Voicu, nu poți să spui, domnule, ăsta e responsabil, ne duce pe două roți la oraș, dar am treabă, maică, la oraș, că am să mă duc la spital, am să-mi văd nepoții, am să... Optăm pentru partea nesigură a lucrurilor, nu pentru partea sigură. Și în orice caz, reprezentantul Ministerului de Interne are dreptate. De ce? Pentru că ei trebuie să ducă o muncă de prevenire și ei singuri nu pot duce decât cu sprijinul cetățenilor, care spun, domne, ăsta are o problemă, ălalt nu e așa, ăsta e scandalagiu, celălalt e un tip labil. Deci astfel de trasee... Haideți să o ascultăm pe reprezentanta Smurdului. Decesul la locul accidentului. 5 persoane sunt grav rănite și au fost transportate de către echipaje SMUR, 3 echipaje SMUR și 2 echipaje de ambulanță la spital. 2 dintre aceste 5 persoane sunt extrem de grav. Adică erau primele declarații. Între timp, bilanțul arată că sunt 13 oameni morți și 3 răniți. Cum spuneam, erau primele declarații, din primele informații existau doar 5 răniți. Domnule Vișan, da, vreau să doar 5 răniți, erau 5 răniți. Aceste trasee, această imagine cu la țară nu sunt curse, nu este cea mai reală. Consiliile județene, vreau să vă spun că sunt în fața unei situații inverse, și anume aceea de a încerca să diminueze, dacă doriți, cererea mare pe aceleași trasee, inclusiv a unor microbuze și autobuze, și am fost 8 ani consilier județean și știu exact. Asta de la zonă la zonă. Nu sunt zone unde... Deci este un... Acolo trebuie verificat dacă în Consiliul Județean traseul respectiv era atribuit, și dacă era atribuit, aceste curse se făceau în afara traseului respectiv, iar dacă nu era atribuit, e chiar o problemă. De ce? Nu era atribuit. Atribuit unui operator. A, unui nu operatorului operator. Respectiv. Unui operator în general. Pentru că dacă omul ăsta făcea curse, ori le făcea între cursele regulate ale operatorului de fapt, ori dacă nu era niciun traseu, nu este un lucru chiar în regulă acolo, dar, repet, aceste lipsa unor trasee nu este chiar o problemă în România. Problemă însă mare, vă problemă aici. Însă este legată de
ce mijloace de transport circulă, cum se dau autorizațiile și așa mai departe. Cine conduce aceste mijloace de transport? De asta a spus că, nu știu, eu un cetățean care își câștiga pâinea. Noi toți știm ce se întâmplă în circulație, toți suntem conducători auto și știm felul în care se circulă în România, felul în care se ia carne, s-au luat carnetele, că acum nu se mai așa. Sperăm, da? Felul în care se circulă în această țară. Nu vreau să venim fiecare... Marilena Nedelcu, numai puțin. Marilena Nedelcu, 22 iulie 2007. Se petrecea un accident în condiții aproape identice. Nu s-a schimbat legea. Nu s-a schimbat nimic. Și nici autoritățile n-au învățat nimic. Nu știu, mă gândesc că șeful de pozi în localitatea Dâmbovițeană, unde s-a întâmplat atunci accidentul, poate s-a uitat la televizor în momentul acela și ținea minte... Și data viitoare, când îi spunea un sătean de la el că vine unul cu microbuzul și ne ia de 3 ori pe zi și ne duce la Iași sau nu știu unde, în alt oraș, atunci el punea mâna pe telefon, nu trebuia să-l izgonească cu pietre ca să-și pună lumea în cap din sat, punea mâna pe telefon și suna la RR, la poliția rutieră să vină să-l controleze, la alte autorități ale statului. Nu trebuia să dea o informație, nu trebuia neapărat să exercite el legea astfel încât să-și pună tot satul în cap. Sunt autorități peste tot. Chiar în colțul cel mai uitat de lume din țara asta, este o autoritate a statului, un primar, un consilier, nu știu, un cetățean care are un pic de respect față de lege și față de concetățenii lui... consătenii lui și pune mâna pe telefon și sesizează cuiva aceste lucruri. Imagini filmate imediat după producerea accidentului de la Scânteia. Astăzi un tren a intrat în plin într-un microbuz în care erau 16 persoane. Dintre cele 16 persoane, 13 au murit, 3 sunt grav rănite la spital, printre cele 3 și șoferul. În tren erau 15 pasageri, nu a pățit nimeni nimic din tren. Nu se poate spune același lucru despre dacă pasagerii microbuzului. Vă rog. Vis-a-vis de existența cadrului legal care să reglementeze această contravenție. El există, este foarte ferm, deoarece nu este vorba de inexistența unui cadru legal, este vorba de nerespectarea acestei norme rutiere, de încălcarea crasă acestei norme rutiere, care a dus la această tragedie. Deci cadrul legal, este articolul 60 din Ordonanța 195, prevede clar care sunt obligații conducătorilor auto. Domnule Vârnă, dar rămâne întrebarea, de ce se produce un accident exact la fel la 2 ani distanță? Pentru că sunt mulți șoferi inconștienți în țara asta și pentru că ei au ocazia să care oameni? De acord cu noastră, cauza este aceeași. Că sunt responsabili direct și indirect, e cu totul altceva. Că sunt particularități în ce s-a întâmplat în 2007. Și noi avem o statistică cu 1200 de permise reținute în ăștia 2 ani. Da, și dacă vă întrebăm, ne spuneți că sunt în scădere. Nu, eu vă spun un singur lucru. Din cei 251 de conducători auto cărora le-a fost emis un permisul de conduce la trecerea la nivelul calei ferată, sunt 250 de ușura de persoane pretabile la drama care s-a petrecut acum la Iași. Eu aș reține 200 de canete pe zi. De acord cu dumneavoastră. Am face, domnule senator, dar n-avem ce cu ce. București, ce probleme de circulație sunt. Cum nu respectă regulile de circulație. Nu mai vorbesc de accidentele care sunt probabil, cum spunea Aurelian, eminente în toată lumea, nu numai în România. Dar la noi parcă este o, cum să spun eu, un apetit pentru a nu respecta legea, o dorință de a ocoli. Nu mai există nimica. Sunt motocicliștii care merg noaptea cu 200 la oră, pe 1 mai, pe Bulevardul Dacia, prin București. Domnul senator, ideal este ca acolo unde se încarcă o normă rutieră să fie și un polițist care să aplice o sancțiune pentru că polițistul ține de șase. Dar nu putem să fim peste toți. Peste tot. Pentru mine nu este nevoie să știu că există poliție. Pentru mine e nevoie să știu că nu mai există oameni aia, domne. Și nu pot să-i opresc eu. Sunt oameni care circulă cu niște mașini, dacă treci mai tare pe lângă ei, cade ușa jos sau fiarele. Ar trebui oprite, domnule, n-ai voie să mai circul cu astfel de mașini. Sunt norme europene care nu mai le respectă nimeni. Și iată, cu emisia de gaze, și cu poluare, și cu... e dezastru. Întăriți intenția și ideea noastră. Eu vă susțin, de a trage la cooperare societatea civilă și de a... Am făcut tot timpul, am susținut, mai ales poliția civilă. Să le ia societatea civilă carnetele la oamenii ăștia? Nu, să ne sesizeze pe noi. Vă dau eu o intersecție din București, unde dacă stați 8 ore pe zi, luați 500 de carnete. Bun, vă arăt o intersecție în București unde stă polițistul 8 ore pe zi și nu încalcă unul o normă rutieră. Cum a plecat polițistul intersecție, au început să treacă pe roșu, depășesc la semafor, se oprește intersecție, blochează intersecția. Și o cameră de luat vedere, opriți la următoarea intersecție. Aveți camere de luat vedere. Dacă ne dați și bani să instalăm mai puțin. Nevoia oamenilor de a se deplasa este uriașă.
cred că niciun cadru legal nu va putea acoperi această nevoie. Câte curse să faci? De-astea legale, reglementate, cu microbuze, licențiate. Niciodată nu o să fie satisfăcută această nevoie a oamenilor de a se deplasa. Vorbesc mai ales din zona rurală. Este o mare problemă a copiilor care merg la școală dimineața așa și trebuie după amiaza să se întoarcă de la școală și merg la 7-10 km. Este o problemă imensă. S-a încercat cu Ministerul Educației, nu s-a reușit și așa mai departe. Și atunci se improvizează. Nu poți să-i lași, să le interzici oamenilor lucrul ăsta, pentru că până la urmă face parte din viața noastră. Faptul că mai mulți oameni se asociază și își duc copiii cu un microbus sau cu o mașină, unul 3 zile, altul 3 zile, face parte din viața noastră. Sigur că sunt lacune legislative, sunt lacune și de aplicare a legii. Lucrurile astea trebuie schimbate, domnul, dar Pavelescu, niciodată această realitate nu va putea fi corijată. Nimeni să aplice legea și să vină să spună domnul că nu aici este un accident, mi se pare că este vorba pur și simplu de un accident. Sigur că se încalecă cu aceste ilegalități. Un accident care da, dar la 2 ani, dacă se repetă un accident, nu este o coincidență atât de mare. Pentru că sunt sute, mii de asemenea trece la nivel cu calea ferată în România. Se aproape identice. Un microbuz cu un număr similar de oameni. Accidentele fac parte din viață. Acum, eu nu știu dacă este cazul să discutăm despre ciclicitatea accidentelor. Ba da, dacă e vorba despre transport de persoane, ba da. Domnul Preceanu, dacă omul s-a urcat în mașină de bună voie, nu l-a forțat nimeni, s-a întâmplat accidentul. Acum, nu știu dacă e neapărat nevoie să dăm vina pe cineva anume. Sigur că e un cerc de vinovați care trebuie pedepsiți într-un fel. Dar asta cu accidentul, nu știu, mie nu poate să dau vina pe soartă, pe destin, pe asta sunt prostii. Dar formatul corect este să încercăm să evităm accidente, nu să le constatăm. Și cum se evită aici? Să nu mai existe mașini stricate, să nu mai existe oameni dilii care conduc mașini, să nu mai existe firme care acceptă să plece un nebun cu o mașină neavând traseu pe acolo. Nu știu, sunt tot felul de forme. Pentru asta e nevoie de un regim sancționator. Pentru asta trebuie un bici. Da. Dacă n-ai biciu în cui, nu trebuie să dai pe lați. E biciu în cui. Vă permitem imediat, îl vedem pe mecanicul trenului, imediat după producerea accidentului. Acum avem o altă treabă. Am surprins un microbuz la trecerea la nivel cu calea ferată. Asta s-a întâmplat. Nu a dat niciun semn că vrea să oprească? Nu. Avea altă treabă. Ce făcea avea? Era cu spatele spre sensul meu de mers. Este adevărat că număra banii? Păi nu sunt văd eu că număra banii. Era cu spatele spre sensul meu de mers. Deci făcea ceva. V-a speriat? Cu spatele spre sensul de mers al trenului. Păi cum, el nu venea perpendicular? Dar e posibil să vadă mecanicul atât de bine ce se întâmpla în microbus? A văzut cu spatele. Stați că nu ne mai auzim, numai puțin, că nu putem vorbi toți odată. Ceea ce înseamnă că probabil nu a văzut trenul, făcea cu totul și cu totul altceva. Cine știe ce făcea? Și de aici iarăși ajungem la conducătorii auto de acest tip. Păi aici trebuie găsit un vinovat, că sunt mai mulți. Dar asta este într-adevăr, ăsta e parfumul României, domnilor. Da, degeaba încercăm noi să facem ordine, facem acum pe deștepții că ar trebui cu tare. Asta este viața cotidiană a României și a românilor. Asumată și acceptată de oameni. Și o tolerăm pentru că n-avem alta deocamdată. Repet, ordinea și disciplina sunt obligatorii. Nu poți să vorbești doar teoretic despre ce ar trebui, dacă nu și faci ce trebuie. Domnule Vișan. Da. Schimbarea legii despre care vorbea reprezentantul Ministerului Transporturilor e posibilă în câtă vreme? Să zicem că Ministerul Transporturilor chiar acum sau după acest accident au venit toți la birou și fac o nouă lege care să aducă modificări regimului actual al transportului de persoane. În câtă vreme legea asta poate să intre în vigoare? Câteva ore. Da, asta e... Câteva ore? E lege. Și asumă domnul Bog răspunderea. Deci o lege în 45 de zile de momentul. Deci asta undeva în octombrie, ca să discutăm. Octombrie, maxim noiembrie, poate să intre. Pe de o parte, atâta timp cât există o propunere în acest sens. Pe de altă parte, eu am spus că în zona poliției, în zona aceasta trebuie să fie acționat, de a fi sprijinit legislativ. Nici n-ar face pe deștepții și nici să recunoaște că asta e România, că acest lucru se întâmplă de mulți ani. Dacă nu recunoaștem... Nu,
Domnule, tot timpul românii bagă mizeria sub preș să nu se vadă. Știți că trebuie să totuși ne dezbărăm de așa merge, ăștia suntem noi, așa asta și spun, dar noi trăim într-un dolce farniente fără să se întâmple nimic concret. Nu, să încercăm. Iată-te, odată la 3 luni de zile, haideți să facem o inițiativă legislativă, odată la 3 luni de zile să le fie verificate aceste carnete. Iată-te, este o inițiativă, faci un lucru, sprijin poliția. Noi nu putem să oprim carnetele false, dar păi să le mai reverificăm pe alea bune sau nu. Nu știu, nu noi, poliția, că nu parlamentul o să facă lucrul acesta. Noi, generic. Dar atâta timp cât nu-i dai posibilitatea poliției de a face aceste verificări în masă pentru cei care conduc mijloace de transport în comun, atunci poliția n-are de unde să știe că circulă un nebun cu spatele la sensul. Nu e de vină numai poliția. Poliția trebuie sprijinită, are dreptate reprezentantul ministerului. Din spirit civic și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Nu neapărat. E vorba de responsabilitate, că dacă ești asociat cu... Și de unde vine responsabilitatea asta? Din educație, domnule. Și de unde vine educația asta? Din școală și din responsabilitate pe care le înveți, în primul rând, în casă. În momentul de față, în sărăcia și în mizeria în care trăiesc... Și dacă nu e... Nu le mai arde să știe că asta este chestie de conștiință, de severitate chiar, de lucruri pe care n-ai cum să nu le înveți sau trebuie să le înveți. Totul este aleatoriu. În România de astăzi e un fel de... cum să spun eu... valorile sunt întoarse... Nu mai există regula cu omul potrivit la locul potrivit, nu mai sunt efectele unei, nu știu, unei forme corecte de a educa un om. Nu să învețe 4 limbi străine și să plece cu o mașină de nebun și atunci zici că domnule, a fost cult omul, dar dacă e disperat după cine știe ce a făcut greșel. Nu asta e toată chestiunea. Există și la român chestia asta lipsește. Rigoare, disciplină, ordine. Nu le ai, trăim astfel de evenimente. Marilena, mâine, cum ziceam, sau poate chiar în seara asta. Mecanicul de locomotive l-a văzut pe șofer cu spatele. Și n-a bătut din sirena aia de mai multe ori, n-a încercat să încetinească mai... Cu 50 de metri, la 50 de metri de barieră are un stâlp unde trebuie să sune. A sunat sirena cu 50 de metri înainte, apropiindu-se de locul de trecere, l-a văzut pe șofer cu spatele. Și a lovit exact în mijlocul microbuzului. Deci s-ar lega, logic, toate evenimentele după cum s-au petrecut ele. Întrebarea mea era următoarea. În seara asta, mâine, oamenii au de mers de la țară la oraș, de la oraș la țară și așa mai departe. La ce se uite? La microbuz. Vine un microbuz, n-are nimic pe el, e un șofer. Dintre ei, te-ai uitat la televizor, ai văzut ce s-a întâmplat? Doamne, maică! Dar nu ni se întâmplă. Cam așa sunt oamenii. Eu țin în continuare la ideea mea că, până la urmă, nu neapărat că trebuie să căutăm un vinovat. Nu vreau să spun că pentru această tragedie este acum vinovat cineva. Șoferul, patronul său sau nu știu cine dintre autoritățile statului. Statul este vinovat pentru ce va urma. Pentru că din 2007 și până acum au mai avut loc astfel de incidente. Până în 2007 au mai avut loc accidente și nu s-a întâmplat nimic. Domnul secretar de stat ne-a spus că lucrează la un proiect de lege, că toți șoferii vor avea cazier. Domnule Vârnă, sunteți de la Poliția Rutieră. Nu au șoferii cazier la dumneavoastră la Poliția Rutieră? Adică eu nu pot să aflu dacă, ca autoritate, un șofer are 7 sancțiuni da. Și atestat, acel atestat se obține în urma unor examinări din an în an, din 3 în 3 ani. Acești șoferi își obțin atestatul după ce sunt testați de ARR. Fiecare conducător auto are un cazier auto până, care poate fi verificat și accesat de către firmele interesate. Deci nu de deci orice nu vorbim fizică... de cine este vinovat acum pentru acest accident, ci cine dintre autoritățile statului trebuie să răspundă să nu se mai întâmple așa ceva. Sau să dar spunea așa domnul... Domnule Moraru. Dați-mi și eu voie să spun ceva și să ieșim poate din șur dacă șoferul era cu spatele sau dacă număra bani. Ați călătorit probabil fiecare dintre noastre prin străinătate. Ați văzut vreo țară... Noi suntem țara microbuzelor, țara coțofenelor. Vă mai dau o țară a microbuzelor. Albania sau... Turcia. Kosovo. Turcia. Deci nu există peste tot în lume. Trenul este una dintre soluțiile de mers. Noi, de motive politice, că am numit tot felul de oameni pe care acum alergăm, că au furat și au adus, au îngenunchiat asta. Și până la ultimul naș, care cred că și din aia 15 pasageri, doar 3 aveau bilete. Am îngenunchiat această infrastructură și ea este, vedeți și zilele astea se tot închide, este absolut falimentară. Corect. Inclusiv asta, eu nu spun că n-ar trebui să existe niciun microbuz pe stradă ca să nu se mai lovească de tren.
Dar e clar că, inclusiv dacă ne dăm un pas în urmă și ne uităm, inclusiv tot ce înseamnă această rețea de transport, mai ales dinspre zona rurală, este îngenunchiată și este la pământ. Și să nu spuneți că ea costă mulți bani. Pentru că funcționează peste tot în lume, domnul Voicu. Da, ca să o faci, da. Costă. Iar dacă problema este cât mai scurt din ea. Acum să o refaci, costă mai mult decât un milion de autobuze. Da, știți că Uniunea Europeană subvenționează calea ferată? Am jupuit la greu. Acest bani pentru calea ferată. De transport sigur. De ce nu vin și la noi banii ăștia? Pentru că nu-i cerem. Pentru că nu știm să-i cerem. Pentru că nu vrem să-i cerem. Eu cred că de rețeaua ca la noi în România, nici în Turcia nu există de prost sau de bătrână sau de nefolosibilă, dacă vrei. E groaznic. Păi uite, traseul trenurilor internaționale. Între Brașov și Devan poți să mori. Ori faci boală de rinichi. Așa face trenul. Eu nu zbor cu avionul că am pățit-o. Dar cu trenul mergând, vă spun, refuz, mai bine merg pe jos. Este îngrozitor. Adică calea ferată în România este sub... Cred că dacă ar veni o inspecție de la Uniunea Europeană, nu știu ce ar putea să ni se întâmple. Deci, biletul trebuie să-l ceară mâine. A spus o întrebare. Cel mai simplu, cei care se suie mâine în microbuz, în autobuz, să ceară biletul. Pentru că în momentul în care îi se eliberează un bilet, asta înseamnă că există o cursă cel puțin 80% legală. Și dacă iar ia cu 2 lei mai puțin? Păi sigur că da. Și dacă ia cu 2 lei mai puțin fără și bilet. El are 5 lei pensie? Atunci este o responsabilitate pe care și-o asumă. Adică până la urmă, și atunci când te suși la ocazie, e problema ta. Doamne, atunci... să nu spuneți că nu știați că se merge cu nașul și colo și colo și poți să mergi cu nașul și cu avionul mai nou. Deci haideți să vă spun. Dați-mi voie să cred. Că nu sunteți chiar așa de naiv. Nu, cu nașul, cu ocazia, cu microbuzele la ocazie, nu. Nu e în regulă. Păi nu e regulă nici situația asta, dar se întâmplă. Nu e regulă. Omul zice, n-am bilet, dăm 15 lei în loc de 20. Pentru că este de vină cel care conduce, cel care are firma și așa mai departe. E responsabilitatea lui de transport în comun. Discutăm de transport în comun. Atunci culpabilizăm întreaga națiune că suntem români și înseamnă că materialul e prost. Cei care au permis, șoferul și cel de la firmă, care au permis acest lucru. N-are foaie de drum. De ce nu i-a controlat foaia de drum? De ce nu-i controlează unde a fost la orele alea? Și așa mai departe. Asta e. De cine să le controleze? Eu cred că teoretizăm. Cel de la firma lui nu teoretizăm deloc. Ai un microbuz la dumneavoastră. Dacă dumneavoastră ați avea un microbuz, ați lăsat șoferul să facă ce vrea el cu el? Nu, altceva păi nu, bănesc că nu. Dacă ne uităm în buzunarul oamenilor de la țară, câți bani câștigă ei pe lună? Bani. 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei. O familie întreji care trăiesc cu bani nu foarte puțini. O secundă, stați puțin. Nu, pentru că facem discuții teoretice și nu ținem seama de ce se întâmplă în România reală. Despre legi, despre sancțiuni și așa mai departe. Oamenii aia trăiesc foarte mulți, familii întregi, cu 5 milioane pe lună. În momentul în care se poate urca într-un microbuz cu un leu în loc de 2, va merge numai cu un leu, nu cu 2. Marea problemă este că, într-adevăr, nu avem infrastructură feroviară și asta nu se face de azi pe mâine. Reglementarea în domeniul ăsta rutier, deja baie reglementare când oamenii n-au bani. Acolo este, într-adevăr, sărăcie lucie. Sunt mulți oameni care trăiesc ca în evul mediu la țară. Și acum trăiesc de pe urma animalelor pe care le pasc în curte. Asta e România reală. Și noi vorbim aici de Germania, de Austria și așa mai departe. Bun, și România părerea reală. Mea este că singura soluție ar fi o legislație mai severă pentru asemenea, să spunem, comportament greșit în trafic. Omul când se urcă la volan să știe că dacă își pierde carnetul, nu-l ia peste o lună sau peste două, vorbesc de anumite situații grave, sau la viteze mari. Acum câteva zile am văzut o doamnă care circula cu 240 km la oră, își pierde mașina, sunt legislații în Uniunea Europeană când mașina se confiscă și intri și la pușcărie și nici cei mai nebuni dintre noi nu o să se mai urce la volanul Mercedes-ului. Nu este adevărat. Totul se poate educa atunci când este vorba de sancțiuni. Că dacă vine și ți confiscă mașina de 60.000 de euro, nu mai mergi cu 250 de euro. Ați atins și dumneavoastră și domnul Voicu două probleme pe care noi, Poliția Rutieră, ne preocupă în mod deosebit. Vis-a-vis de educație și dumneavoastră vis-a-vis de regimul sancționator. Iată, în anul acesta, Poliția Rutieră a reconsiderat modul de acțiune și a mers pe activități de enforcement fără niciun fel de reținere. Efectele s-au produs în evoluția situației operative, că avem scădere la toți indicatorii și cam fără precedent în ultimii 5-6 ani de zile. Iată. Ați mai dat permise pe bani.
domnule, nu dăm noi permis, vă rog frumos, această activitate aparține unei structuri separate de Poliția Rutieră. Poliția Rutieră nu are nicio competență vis-a-vis de dat permise, de luat permise, de anulat și adăpat. Bun, deci e fatalitate, da? Deci nu are treabă Poliția Rutieră. Ce s-a întâmplat, ce vedem la televizor, e pură fatalitate, un accident nefericit, accidentul au murit 13 oameni. Accidentul este considerat un fenomen. Știi că se va întâmpla, nu știi unde, cum și ce urmări va urma. Ceea ce fac eu prin activități preventive este să pot să diminuiește puțin efectele acelui fenomen. Și domnul Voicu spunea foarte frumos de educație. Deci până noi toți, societatea asta românească, nu vom încerca să clădim o generație cu cult pentru siguranță rutieră, în România se va întâmpla, s-a întâmplat și acum. Vă dau un exemplu. Șoferii români, când intră în Ungaria, nimeni nu mai șofează ca în România. Și toată lumea spune, sunt cu minți, merg cu 50, cu 40, cum pentru la că știu că acolo nu se discută. Cum vi se pare? Ce? Nu sunteți de vină aici? Ba, un sentiment de culpabilitate am și eu. Dar nu atât de mare în condiții în care singur sunt conștient că nu pot să reușesc. Ane Tratner, în legătură directă cu noi. Ane, ești la locul accidentului, te ascultăm. Bună seara, așa este, am survolat timp de jumătate de oră locul accidentului. Este incredibil, se poate să vezi acolo imagini de-a dreptul șocante. Din microbuză au rămas practic trei bucăți din fier, nici nu-ți mai dai seama care este fața, care este spatele mașinii. Microbuzul a fost târât practic 400 de metri aproximativ pe calea ferată sub roțile trenului. În prima fază, impactul a avut loc la trecere cu calea ferată. Șoferul, din primele indicii, nu a acordat prioritate trenului, deși chiar dacă nu era barieră, semnalele acustice și sonore erau în funcțiune. Ori din cauza oboselii, ori din cauza neatenției, nu a acordat prioritate trenului. S-a produs acel impact, după care, pur și simplu, microbuzul a fost târât, după cum vă spuneam, 400 de metri pe calea ferată. Și la această oră am văzut din elicopter foarte multe echipaje ale SMURD-ului la fața locului, ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Se chinuiau să dea la o parte microbuzul de pe șine și trenul a fost avariat, are parvizul spart, bucata din față, cea foarte apropiată de șine, este distrusă la rândul ei. Ultimul bilanț pe care îl avem de la spital în momentul de față este de 13 morți și 3 răniți. Medicii se chinuie să-i țină în viață și pe cei 3 care au rămas în viață. În total, în mașină se aflau 16 persoane, iată, doar 3 au supraviețuit, să sperăm că rămân în viață. Medicii sunt rezervați, nu vor să se pronunțe în legătură cu starea lor actuală. Se chinuie, după cum vă spuneam, să le mențină în viață. Așteptăm și raportul polițiștilor de la rutieră care au declanșat o anchetă. La fața locului s-a deplasat chiar șeful Inspectoratului Județean de Poliție și 2 procurori care au început investigații. Am văzut la fața locului și foarte mulți criminaliști care făceau fotografii resturilor microbuzului. În tren, din informațiile pe care le avem, se aflau 15 persoane care, din fericire, nu au suferit răni, dar care au fost oprite de către polițiști pentru a da declarații, pentru a se elucida cum s-a putut produce un asemenea accident de circulație. Un caz asemănător a avut loc și în urmă cu 2 ani în județul Dâmbovița. Atunci bilanțul a fost de 8 morți și 24 de răniți. Șoferul autobuzului care transporta niște mintași, pur și simplu nu a observat trenul, a trecut pe calea ferată, a fost izbit de tren, spulberat Ane. Autobuzul și acela a fost bilanțul. Revenim la accidentul de astăzi. Vedeam mai devreme imaginile cu rudele morților. În cazul multora, durerea s-a transformat în revoltă. Ce poți să spui despre supărarea, despre revolta sătenilor de acolo din Scânteia? Așa este, probabil este și motivul pentru care la fața locului am văzut din elicopter foarte mulți jandarmi. Probabil aceștia, rudele celor morți sau celor răniți, încercau să se răzbune pe șofer. Acesta se află în continuare, din câte știm, în viață la spital. Medicii încearcă să-l țină în viață. Nu cred că vrea cineva să fie în pielea lui în momentul de față. Cu siguranță se va alege cu dosar penal pentru ucidere din culpă și probabil și pentru distrugere. Va trebui să suporte și celelalte pagube materiale, să nu mai vorbim de cele umane pe care le-a produs. Probabil că rudele nu se mai pot abține în asemenea condiții. Vă dați seama cam ce puteți simți când vedeți că în câteva secunde, din cauza unei neatenției sau neglijenței unui șofer, practică ruda apropiată, părintele, soția, copilul, poate, moare. Ce poți să ne spui despre drumul pe care mergea microbuzul? Calea ferată, am înțeles că era una circulată, e vineri, cum era drumul?
Așa este, erau foarte mulți curioși la fața locului, polițiștii am văzut împrejmuiseră, făcuseră un perimetru, cred că au deviat traficul din acea zonă, pentru că făceau verificări la fața locului, orice probă este foarte importantă. Chiar am văzut în momentul în care survolam două trenuri care treceau pe acolo, ambele au fost oprite pentru câteva minute de echipele de control, de oamenii legii, le-au permis să plece doar în momentul în care polițiștii și-au dat ok-ul. Chiar am văzut din al doilea tren... Călătorii au coborât la 400 de metri distanță de haltă, de gară, cum ar veni, acolo unde s-a oprit trenul sub roțile căruia se afla microbuzul. Pur și simplu oamenii au înmărmurit când au văzut acele peisaje acolo. Nu au fost lăsați de către jandarmi să rămână pe loc, însă erau de-a dreptul șocați, se vedea de acolo de sus. Știm de la Autoritatea Rutieră Română că firma care avea acest microbuz se numește Valcris Trans și că patronul ei nu a vrut sub nicio formă să participe la cercetarea de la fața locului. Ce informații suplimentare ai? Cu siguranță va fi chemat la audier, dacă nu astăzi, în zilele care urmează, el trebuie să dea cu subsemnatul, să vedem în primul rând care a fost starea tehnică a mașinii, pentru că polițiștii își pot pune și această problemă, dacă mașina avea frânele în funcțiune, poate este și motivul pentru care șoferul nu a putut opri, nimeni nu știe în momentul de față, va fi o expertiză tehnică care trebuie să stabilească acest lucru, cred că va fi foarte dificil, pentru că în starea în care arată acum microbuzul, greu să mai strângi ceva probe și după anchetă vom afla practic ce se va întâmpla mai departe, dacă și patronul firmei are vina lui. Ce poți să ne spui despre șofer? Ce spun sătenii despre el? Înțeleg că se cunoșteau. Șoferul făcea drumuri ilegal dese între Iași și Scânteia. Deocamdată sunt zvonuri, probabil este și